Ziua, stimate doamne, stimați domn, onorată asistență, dat fiind că suntem și online. Bună ziua și vă doresc o dispoziție agreabilă, în plină concordanță cu ziua din sorite de afară, cu aerul de primăvară și muncă rodnică la toți participanții și respectiv realizări pretendentului. Îmi permiteți să dau citire ordinului, de fapt este o decizie că s-a modificat regulamentul. Decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare numărul 2 din 26 noiembrie 2021 cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor a Consiliului Științific Specializat 552.01-21-58 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în drept a doamnei Ojoga Mariana cu tema garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova, specialitatea 552.01. Drept constituțional. Conducător științific Buciac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician, în următoarea componență. Alexandru Arsenie, subsemnatul, președinte. Mocanu Victor, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar. Costache Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Susarenko Svetlana, doctor în drept, conferențiar universitar. Nikita Rodica, doctor în drept, referență oficial. Cârnaț Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Climo Ala, doctor în drept, conferențiar universitar. În cadrul ședinței participă, pentru că este ședința publică, domnul Sergiu Baeș, profesor, doctor habilitat în drept, și domnul Popitețchi Stanislav, doctor. Dacă cineva pe parcurs se va mai încadra, noi o să facem anunțurile de rigoare. În conformitate cu prevederile regulamentului, noi avem quorum, 100% prezenți, pentru că, ținând seama de situația pandemică care este încă prezentă în Republica Moldova, doi membri ai Consiliului, și anume domnul Costache Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, și doamna Climo Ala, doctor în drept, conferențiar universitar, vor participa prin rețelele sociale, adică online. Da. Deci formul avem și prezență fizică și prezență prin mijloace. Toți membrii Consiliul Științific Specializat nominalizat la specialitatea dată stabilit prin decizia și referenții oficiale respectiv au publicații la specialitatea 552.01, adică întrunesc toate cerințele stabilite prin regulament. Atenție noastre, stimate doamne și domni, onorată asistență, se supune susținerii publice a tezei de doctor, pretendentul înaintează teza de doctor pentru a susține sau a obține titlul de doctor în drept cu tema garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova. Specialitatea 552.01, drept constituțional.
După aceste precizări de rigoare, care se încadrează în regulament și Consiliul este deliberativ, îmi permiteți să ofer cuvântul domnului doctor conferențiar Mocanu Victor, secretarul Consiliului, pentru a trece în revistă și a prezenta actele din dosarul pretendentei doamna Ojogă Mariană. Optim, domnul doctor. Stimate domnule președinte, stimați membri a Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, onorată asistență. În Consiliul Științific Specializat a fost depus dosarul, în conformitate cu anexa 3, la regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifici Specializați și de conferire a titlurilor științifici. Printre acestea, enumărăm următoarele acte depuse. Primul, decizia Consiliului de conducere a ANACEP cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor numărul 2 din 26 noiembrie 2021. Teza și rezumatul în conformitate cu prevederile regulamentului citat. Nota informativă ANACEP privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor a doamnei Mariană Ojoga cu tema garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autorități Republicii din Republica Moldova și răspunsul la această notă. 4. Lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele tezei de doctor cu stampila poștii din 11, 12 și 15 februarie 2022, conform cerințelor regulamentare, se remite cu cel puțin 30 de zile de la data susținerii tezei. Și, de asemenea, au fost prezentate adeverințele de depunere a tezei de doctor în Fondul Bibliotecii Naționale și Bibliotecii Centrale Universitare a Universității de Stat. De asemenea, în Consiliul Științific Specializat au fost prezentate și actele care au fost examinate deja în cadrul seminarului științific de profil și în speță hotărârea seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat, lista de prezență, formularul evaluării, nota informativă privind examinarea obiectelor și recomandărilor formulate din cadrul ședinței, seminarul științific de profil din 23.03.2021. De asemenea, a fost prezentat și avizul din 24 septembrie 2020 al ședinței Centrului de Cercetări Științifice, adică unitatea primară. Avizul conducătorului științific la tema de doctorat și respectiv copia diplomei de licență. Și vreau să aduc la cunoștință că în data de 10 februarie 2022 a fost loc ședința de Consiliul Științific Specializat privind examinarea prealabilă a dosarului depus de către doamna Ojoga Mariană și examinarea notei informative privind examinarea obiecțiilor și recomandărilor formulate de ANACEP referitoare la perfectarea finală a tezei de doctor Andrei. De asemenea, în cadrul acestei ședințe a fost aprobată tema de doctor în redacție finală și a fost recomandat pentru publicare și expediere autoreferatul. De asemenea, în cadrul acestei ședințe a fost stabilită data studiului tezei în ședința publică, adică în data de 18 martie 2022. De asemenea, anunțul privind susținerea publică a tezei de doctor a fost plasat pe pagina web a Universității de Stat din Moldova pe data de 7 martie, adică circa 10 zile, conform prevederilor regulamentare. De asemenea, aduc la cunoștință că referenții oficiale au prezentat avizele în termenii prevăzute de regulament. Și ca final menționez că actele prezentate sunt îndocumente și corespund cerințelor regulamentare al ANACEP. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule doctor. Poftim, stimate doamne și domni, dacă sunt careva întrebări, prin adresa domnului secretar pe marginea dosarului. Nu sunt, da? Am o întrebare, domnule. Da. Dacă între timp au parvenit careva avize sau din partea celor care au făcut cunoștință cu dosarul, cu teza publicată pe rețelele de socializare și sunt cam fel de avize. În adresa Consiliului Științific Specializat n-au parvenit alte avize cu
suplimentare de, în baza actelor care au fost remise, adică noi. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, la această etapă premergătoare, adică preambulul ședinței, atunci, conform deja anexei numărul 17 din regulament, trecem la examinarea în fond. De aceea, stimați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, participanți, prezint și ofer cuvântul doamnei Ojoga Mariana pentru a prezenta spre susținere publică, pentru a obține titlul de doctor în drept a tezei cu tema garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova la specialitatea 552.01 drept constituțional elaborată în cadrul Școlii Universității de Stat din Moldova. Poftim. Deci dumneavoastră aveți la dispoziție 20 de minute. Noastră deja noi am avut și pregătiri la prealabil, deci știți structura care s-o dați, momentele care sunt cunoscute nu le repetați, timpul îl utilizați ca să puteți să ne implicați pe noi toți membrii asupra discuțiilor la cele mai importante probleme. Bună ziua, stimați membri ai Consiliului Științific, bună ziua, stimați conducători științific și bună ziua ceilalți prezenți în sală. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a susține public teza de doctor asupra căreia am lucrat împreună cu domnul academician de câțiva ani. În alegerea acestei teme de cercetare am pornit de la unele date, unii indicatori, se spun așa mai triști, un număr impunător de hotărâre a RECEDU prin care Republica Moldova a fost condamnată pentru violarea articolului 1, protocol numărul 1, numeroase hotărâri ale Curții Constituționale prin care instanța constituțională s-a expus pe marginea articolului 46 din Constituție, numeroase plângeri și petiții adresate Guvernului, Parlamentului, Avocatului Poporului, prin care se reclamă imposibilitatea realizării dreptului la proprietate. Aceste situații, situații de fapt, m-a determinat să mă profilez pe acest domeniu de cercetare, deoarece sarcina garantării dreptul la proprietate aparține fără doar și poate autorităților publice, din care considerent în acest demers științific m-am propus ca scop să analizez atribuțiile și să analizez activitatea autorităților publice care au un rol mai accentuat în garantarea dreptului la proprietate pentru a depista incongruențele legislative, administrative, jurisprudențiale și pentru a găsi unele soluții care vor contribui la consolidarea mecanismului de garantare dreptului la proprietate și la responsabilizarea persoanelor vinovate de încălcarea acestui drept. Pentru realizarea acestui scop mi-am propus să analizez literatura de specialitate pentru a fundamenta natura juridică a dreptului la proprietate și analiza relația statului cu acest drept. Mi-am propus să analizez cadrul normativ și jurisprudența Curții Constituționale pentru a evalua stadiul de implicare Republicii Moldova în garantarea acestui drept și pentru a depista elementele structurale ale mecanismului de garantare a drepturilor omului și pentru a evalua eficiența și oportunitatea acestea în garantarea dreptului la proprietate, pentru a depista sarcinile cu care sunt sarcinile autorităților publice responsabile de garantarea acestui drept, precum și a identifica cauzele și care autorități sunt responsabile de încălcarea acestui drept. Și respectiv mi-am propus să formulez unele propuneri de lege ferendă care vor contribui la consolidarea mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și la responsabilizarea acestor persoane care se fac vinovate. Respectiv, pentru atingerea acestor obiective am
succes la examinarea de doctrine constituționale, în special lucrările domnului academician Buceacă, domnului profesor Cârnat, domnul profesor Arsenie, domnul profesor Costache, și din doctrina română, domnul Murar, doamna Tănăsescu, domnul Cristian, desigur și din doctrina franceză și câteva lucrări din doctrina rusă. Fiind un drept recunoscut în Convenția Europeană, am studiat și literatura care este consacrată drepturilor omului sau dreptul european, în special lucrările domnul profesor Cârnaț, domnul Potângă, domnul profesor Costache și altele. Ca scop teoretic pentru lucrarea de față au servit și tezele de doctor atât din susținut în Republica Moldova, în România, în Rusia, precum și articole în reviste științifice și materiale în contribuțiile conferințelor și altor manifestări științifice. Tot în primul capitol al lucrării m-am preocupat de identificarea premiselor constituționalizării dreptul la proprietate atât la nivel național și cât la nivel internațional. Am început cu prezentarea acestui la nivel internațional, de la cele mai haice prevederi legislative și din acestea am conturat tendința de a reglementa proprietatea și de a o apăra și de a pedepsi pe cei care atentează la ea. Am făcut referire și la legea celor 12 table, care a reglementat dreptul la proprietate ca un drept absolut. Ulterior am făcut trimitere și la primele acte cu caracter constituțional, Magna Carta Libertatum, în care la fel constituie niște garanții ale dreptului la proprietate prin interzicerea de posedării persoanei de anumite bunuri sau stabilirea impozitelor doar cu aprobarea Parlamentului. În perioada modernă m-am referit în special la declarația franceză care consacra dreptul la proprietate ca fiind inviolabil, sacru și absolut și, desigur, cu preponderență m-am axat pe epoca contemporană în care dreptul la proprietate în principal se găsește în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în articolul 17, și se bucură de o consacrare la nivel regional în Convenția Europeană, și anume în articolul 1, protocolul numărul 1 al acesteia. La nivel național, deși am făcut careva trimiteri de la perioada GETODACă, formării statului GETODACă, totuși mai mult m-am axat pe perioada modernă, când Basarabia a fost unită la regatul României și când perioada în care era valabilă Constituția din 1866, care la fel corespundere cu tendințele pe plan internațional, consacra dreptul la proprietate ca drept absolut, ca drept sacru și inviolabil, ulterior și Constituția din 1923, care a renunțat în principiu la caracterul absolut, dar cumva a alărgit posibilitatea exproprierii pentru cauze de utilitate publică, prin faptul că utilitatea publică deja nu se stabilea prin norme constituționale, dar prin legi speciale. În perioada sovietică ne-am referit la Constituția din 1941-78, în perioada care știm cu toții, proprietatea privată a fost lichidată și a fost o perioadă cruntă pentru dreptul de proprietate privată. După declararea independenței, guvernanții s-au grăbit și cu justificat, au adoptat legea cu privire la proprietate, care a reglementat, a instituit ca obiect al dreptului de proprietate terenurile, ceea ce nu era în perioada sovietică și care a schimbat viziunea radicală asupra dreptului de proprietate. Și ulterior au fost adoptate legi cu privire la privatizare, după care se asigură crearea proprietății private. Un moment esențial a constituit și legea privind reabilitarea victimilor represiunilor politice și care a avut ca scop repunerea persoanelor supuse represiunilor politice în drepturile patrimoniale. Un moment esențial este deja, după cum știm, adoptarea Constituției în 1994, care consacră proprietatea în articolul 9 și instituie garanțiile acestui drept în articolul 46. Un alt moment de cotitură pentru
constituționalizarea dreptului la proprietate în toate ramurile drept și sincronizarea acestor standarde europene l-a constituit ratificarea Convenției Europene și ceea ce a presupus un proces continuu de remodelare a sistemului de drept la standardele europene. Ulterior, legile au fost adoptate fie pentru întărirea garanțiilor dreptului la proprietate, fie prin instituirea unor noi garanții care să asigure realizarea dreptului la proprietate. Totuși, deși am realizat că este o literatură extensibilă și foarte largă cu privire la dreptul la proprietate, la garantarea acestui drept, totuși am depistat unele momente puțin explorate, ceea ce mi-a permis să formulez problema de cercetare, și anume insuficiența unor lucrări care ar studia sarcinile autorităților publice responsabile de garantarea dreptului la proprietate, lipsa unor lucrări care ar sistematiza abordările teoretice și practice referitor la condițiile restrângerii dreptului la proprietate și care, la fel, un număr redus de lucrări care ar studia cauzele și autoritățile responsabile de încălcarea dreptului la proprietate. În cel de-al doilea capitol de bază al lucrării, în primul paragraf am ținut să menționez careva momente, să fac careva delimitări dintre dreptul la proprietate ca drept subiectiv și ca drept fundamental. Și pornind de la faptul că obiectul de cercetare al acestui discurs științific este dreptul fundamental la proprietate, am încercat să vin și eu cu o noțiune acestei, și anume că dreptul la proprietate ca drept fundamental este acea oportunitate consfințită și garantată de către puterea publică, în baza căreia persoana poate folosi și dispune de bunul său în putere și în interes propriu, respectând limitele de lege, iar restrângerea acestei facultăți este admisibilă pentru anumite situații de interes public. Tot în acest paragraf am ținut să dezvolt careva tendințe ce țin de extinderea obiectului dreptului la proprietate. În special am să menționez aici că spre sfârșitul secolului XIX, secolul XX, odată cu dezvoltarea progresului tehnico-științific, conceptul de bun sub acoperirea dreptului la proprietate au început să între noi bunuri care trebuiau să fie reglementate. Astfel, o primă direcție a fost că extinderea noțiunii de proprietate materială, aici apărând noi obiecte ca cum ar fi gazele, energia electrică, și o altă direcție este extinderea proprietății nemateriale, fiind apărute noi obiecte care trebuiau să se bucure de o anumită reglementare și de un anumit regim juridic, cum ar fi invențiile, know-how-urile, hârtii de valoare. Respectiv, anume extinderea proprietății necorporale a creat anumite disparități cu privire la reglementarea acestora în sistemele de drept al țărilor, unele incluzând aceste obiecte nemateriale sub conceptul de bun, adică de proprietate, altele conferindu-le anumite regimuri juridice aparte. Și astfel s-a împărțit acest concept al dreptului la proprietate în gust civilist, care include doar bunurile materiale, cele care adică pot fi transferate, pierdute, sau la constituțional, care include doar bunurile nemateriale. Ceea ce am observat în legislația noastră, deși articolul 9 din Constituție spune că proprietatea se constituie de bunuri materiale și intelectuale, de fapt codul civil abordează bunuri sub o manieră mai largă și include sub bunuri toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale. Respectiv, este o concepție mult mai largă decât cea care operează constituantul. Tot în acest paragraf am ținut să fac careva referințe la natura juridică a dreptului la proprietate. Am început cu vestita teoria dreptului natural, care consacră dreptul la proprietate ca fiind un absolut, sacru și inviolabil, dar totodată cu dezvoltarea relațiilor economice, sociale, aceste caractere ale dreptului la proprietate nu mai făceau față noilor realități, astfel încât s-a dezvoltat doctrina solidarității sociale, ceea ce a impus ca dreptul la proprietate să fie restrâns în
pentru realizarea unor interese publice, unor interese publice. Astfel încât această funcție, astfel încât dreptul la proprietate a fost complinit cu o funcție socială care a justifică amplificarea măsurilor de restrângere a acestui drept. Ulterior, în secolul, în anii 1945 încoace, protecția mediului a devenit un standard care s-a plasat deasupra oricăror, s-a plasat cel mai sus, astfel încât dreptul la proprietate a fost nevoit să se plieze sub această necesitate de a proteja mediul și astfel a fost nevoit să fie supus mai mult o restrângere, aici în special vorbim de proprietatea imobiliară, astfel încât proprietății, dreptul la proprietate a fost recunoscută și o funcție de mediu. Când proprietarul este, îi se înglobează anumite limitări sau îi se pun chiar și obligații pentru a asigura protecția mediului înconjurător. În cel de-al doilea paragraf am identificat elementele structurale ale mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și iar oportunitatea lor, de fapt, l-am analizat în capitolul ulterior, în capitolul 3, anume prin prisma autorităților responsabile care asigură garantarea acestui drept. În următorul paragraf, condițiile restrângerii exercițiului drept la proprietate, am încercat sub prisma abordărilor doctrinare, dar mai mult sub prisma abordărilor jurisprudențiale ale Curții Constituționale și ale Curții Europene să sistematizez condițiile restrângerii dreptului la proprietate. O primă condiție este ca aceasta să fie prevăzută de lege. Referitor la dreptul la proprietate, după cum s-a statuat în doctrina de specialitate, este necesar ca orice măsură de restrângere a dreptului la proprietate să fie prevăzută de lege, și anume de lege constituțională sau de lege organică, după cum rezultă din articolul 72 din Constituție, care indică că regimul juridic al proprietății poate fi stabilit doar prin lege organică. Nerespectarea acestei legi atrage în mod firesc neconstituționalitatea legii, dar am întâlnit în practica Curții Constituționale o excepție când procedătorul constituțional, de fapt, deși restrângerea dreptului la proprietate a fost operată printr-o hotărâre de guvern, procedătorul nu a verificat dacă este stabilită această prin lege constituțională sau lege organică, dar a verificat numai calitatea, testul de calitate al acestei hotărâri de guvern. Următoarea condiție care este necesară pentru a institui o măsură de restrângere a dreptului la proprietate este ca aceasta să fie necesară într-o societate democratică pentru protejarea unor scopuri legitime. La nivel național, scopurile care justifică restrângerea dreptului la proprietate sunt indicate în articolul 54 din Constituție. Aceste situații care justifică restrângerea drepturilor fundamentale, inclusiv și a dreptului la proprietate, le putem împărți în două categorii. Un interes general sau drepturile și libertățile altor persoane. Noastră, mai aveți 3 minute la dispoziție și o să vedem cum de... Consiliul va decide, da. Nu-mi cer scuze. Următoarea condiție este să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să nu aducă atingerea existenței dreptului și să fie aplicat nediscriminatoriu. Tot în acest capitol am analizat anumite forme particulare de restrângere a exercițiului dreptului la proprietate, exproprierea, confiscarea, sechestrarea, măsurile de impozitare, naționalizarea, rechiziția. Și respectiv în capitolul 3 de lucrare am analizat atribuțiile constituționale ale autorităților publice pentru a vedea modul în care are loc garantarea dreptului la proprietate de către acestea. În prim plan am analizat autoritatea legislativă și am încercat să identific situații în care Parlamentul a fost responsabil de condamnarea Republicii Moldova la CEDO, și anume vorbim de speța Olaru, hotărârea pilot, în care
hotărâre CEDO a constatat responsabilitatea Parlamentului că a adoptat o lege care acorda locuințe sociale unor largi categorii de persoane, ceea ce statul nu putea să se asigure pe toate aceste persoane cu locuințe și astfel în această hotărâre responsabilitatea aparține Parlamentului. Ca urmare aceste hotărâri au fost adoptate mai multe legi care să evite pe viitor aceste condamnări. Ceea ce mai desigur că este necesară responsabilizarea deputaților pentru activitate legislativă, fiindcă avem, în afară de aceste hotărâri pe lotul ARU, mai avem și spețe în care Curtea Europeană ne-a condamnat pentru faptul că calitatea legii nu a fost la nivelul care se cerea și nu întâlnea cerințele de claritate, previzibilitate și astfel, desigur că în aceste situații responsabilitatea aparține Parlamentului în speța Prigală, dacă nu greșesc, dar Prigală contra Moldovei. Din acest considerent, eu am optat în această lucrare pentru a institui dreptul de regres al statului împotriva deputaților, ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat sau au contribuit la încălcarea prevederilor convenției. Fiindcă, pornind de la faptul că cele trei puteri care sunt în stat și pornind de la faptul că împotriva judecătorilor este instituit acest mecanism de tragere la răspundere, consideră că aflându-se pe poziții de egalitate, urmează și deputații să răspundă în situația în care acțiunile sau inacțiunile lor au contribuit la încălcarea prevederilor convenției, dreptul de regres al statului. Mai are, desigur, responsabilizarea deputaților mai are loc prin intermediul contenciosului constituțional, dar aici, mă rog, ar fi cazul ca, deși în codul jurisdicției constituționale este instituit că statul daunele pricinuite persoane fizice și... La concluzii și recomandări. Recomandările, mă rog, le-am expus pe parcursul... Pe parcurs, da, dar una dar, dumneavoastră, de acum trebuie să faceți o sinteză de ordin general. Noi cunoaștem, dar deja aici intră în rol calitatea noastră de a sintetiza. Da, referitor recomandări la autoritatea executivă. Concluzii. Chiar dacă ele vor fi dure, dar concluzii. Știință. Referitor la autoritatea executivă, la fel am ajuns la concluzie că ar fi necesar de instituit dreptul de regres al statului împotriva funcționarilor publici care se fac responsabili de încălcarea prevederilor convenției. Desigur că cele mai multe condamnări pentru la Curtea Europeană pentru călcarea dreptului la proprietate revine instanțelor de judecată și cum am menționat în lucrare, cele mai multe pornesc de la casare neregulamentară a hotărârilor, de la acordarea unor compensații insuficiente în baza legii care legii 87 care prevede, asigură acordarea unor beneficii pentru executarea tardivă sau neexecutarea corespunzătoare a hotărârilor judecătorești sau prin faptul că instanțele judecătorești au tolerat practicile abuzive ale autorităților administrative, fiindcă iată mi-a scăpat. În multe hotărâri ale CEDO, responsabili se fac autoritățile executive și anume CEDO, am făcut trimitere chiar și lucrare, CEDO face indicare expresă, iată, instituția aceasta se face responsabilă de condamnarea respectivă și de la asta și pornim de la poziția de egalitate juridică a puterilor în stat, este necesar de a institui dreptul de regres și împotriva deputaților și împotriva funcționarilor publice, cum este instituit acest drept împotriva judecătorilor. Respectiv, am să la concluzie. Referitor la rolul Curții Constituționale în garantarea dreptului la proprietate, am ajuns la concluzia de a
acorda, de a institui ca propunerile ce țin de revizuirea Constituției, deoarece Curtea se pronunță numai la sesizare, noi am considerat că în cazul în care este un proiect ce prevede revizuirea Constituției, este necesar ca Curtea să se expună în privința acestui proiect nu la cerere, nu la sesizare, dar din oficiu sau prin efectul legii, adică să fie automat Curtea Constituțională să se expună în privința oricărei tentative de a revizui Constituția. Autosesizare, da? Da, autosesizarea e altă recomandare care am... Autosesizarea este o altă recomandare și anume cum sunt și alte instituții care au dreptul de a se autosesiza în cazul în care careva încălcări intră în competența lor. Eu am ajuns la concluzia poate de acordat și Curții Constituționale acest drept de a se autosesiza în cazul în care constată că anumite legi contravin normelor constituționale. O altă recomandare referitor la Curtea Constituțională, am ajuns la concluzia că, având în vedere că judecătorii Curții Constituționale sunt numiți doi de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii, am ajuns la concluzia că cei doi judecători desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii să fie desemnați de rândul judecătorilor în exercițiu, fiindcă ei sunt familiarizați cu procedura de desfășurare a procesului, cu imparțialitatea procesului și astfel cred că ar facilita procedura în fața justiției la Curtea Constituțională, mai ales acum, cum recent au fost numiți toți 6 judecători odată și cred că undeva au fost careva probleme de petrecerea acestei ședințe în ordinea justiției constituționale. Și am mai vorbit și de importanța avocatului poporului. Nu putem să evidențiem decât rolul acestei instituții în garantarea dreptului la proprietate, deoarece foarte multe plângeri, foarte multe petiții sunt soluționate reușit de avocatul poporului, de această instituție și multe plângeri sunt soluționate pozitiv. Da. Vă mulțumim, doamna Mariana, pentru prezentarea subțire de esență, cu emoții respectiv, că asta este natural, noi înțelegem. Acum, stimate doamne și domni, membri ai Consiliului Științific Specializat, onorate asistență, poftim întrebările dumneavoastră către doctorandă pe marginea prezentării care a făcut-o succintă, dar și dacă nu ați făcut cunoștință în detaliu cu teza și ceva doamna Ojoga Mariana n-a expus acum, aveți tot dreptul și chiar vă rugăm să participați prin aceste adresări de întrebări. Poftim! Da, poftim! Păi, dacă dumneavoastră ai dreptul la proprietate privată să rămână în afara dreptului civil, apoi să nu se pune interlaboral. Da, poftim, cu mare plăcere, domnul profesor. Exact lucrări. Am utilizat lucrări din dreptul civil. Încercam să intervim mai târziu, după ce membrii Consiliului, dar, din păcate, nu am mult timp la dispoziție, deci am cerut permisiunea să intervin. În primul rând vreau să vin cu o felicitare către doctorandă, dar eu zic către producătorul doctorat, către domnul Acățicianu Cuciac, pentru faptul că au supus analizei unei asemenea piese. O să încerc să spun de ce. Trebuie să ai o îndrăneală mare atunci când ai la dispoziție 3 articole pe contenitul Constituției, dedicate dacă să o să vedem, proprietății ordinului de proprietate, să abordezi o temă sub aspect constituțional dedicat garantării dreptului de proprietate, atunci când în codul civil ai chestie cu la sute de articole. Deci, s-au optat de aspectul constituțional ce este cu mine, dar în opinia mea, foarte bine. Vreau să spun că eu am lecturat cu atenție această temă, am primat chiar și câteva opinii cu conducătorul. Pe mine mă bucură că se încearcă abordare
acestui fenomen numit proprietate, nu doar prin prisma tensiunii privat pentru el, acolo unde în opinia mea lucrurile sunt clare. Și apropo, eu salut această încercare de a răspunde la întrebarea abordată în pieză, și de simplu motiv că, de fapt, dreptul de proprietate a apărut cu mult înainte de apariția Constituțiilor sau normelor constituționale. Și autorităților publice, da. Foarte și foarte bine atunci când vedem cercetări și sub acest aspect. Acum, eu vreau să spun că m-am bucurat când am văzut multe și multe primiteri, inclusiv la fac, este de un lucru foarte și foarte bun. Pe mine m-ar interesa următorul. Tema este foarte actuală, mai ales că săptămâna trecută Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra articolului 46. De fapt, a fost o tentativă încă în anul 2005 sau 2006 de a se expune asupra acestui articol din anumite proprietate privată. Da. Eu s-am dus. Nici întrebări. Prima. Vorbim de la evoluția. Eu să fac și o încercare, și o bine mea foarte reușită, e a expune poziția vis-a-vis de originea proprietății. Și aici aș veni cu întrebarea. Totuși, articolul 9 ne vorbește despre proprietate, articolul 46 vorbește despre dreptul de proprietate. Ce este, din punct de vedere al dumneavoastră, acest fenomen proprietate sau dreptul de proprietate? Dar eu ce mă interesează, dacă ne oprim la dreptul de proprietate, acest drept este unul pozitiv sau unul natural? Prima întrebare, și a doua întrebare, ca foarte scurt. Articolul 9 din Constituție privește proprietatea publică și privată. Adică avem două proprietăți. În codul civil nu avem nicio privire în care s-ar clasifica proprietatea publică și privată. Ar însemna oare acest lucru că codul civil vine cu o tradiție cu Constituția? Este mult. Apropo, facem o mică precizare. Cred că sunteți de acord, stimați membri ai Consiliului. O să selectați toate întrebările sau răspundeți la fiecare? La fiecare. La fiecare. Bine, poftim. Vă mulțumim, domn profesor. Mulțumesc, domn profesor, pentru apreciere. Să încerc să răspund, mă rog. La originea, cu siguranță, a stat proprietatea, adică această relație economică de apropiere a persoanei față de un bun și ulterior, odată cu formarea statelor, s-a ajuns la un drept de proprietate, adică la reglementarea acestei relații economice de apropiere a bunului. Respectiv, dreptul la proprietate este un drept natural. Prin faptul că aparține persoanei și el, cu siguranță, este și pozitiv că este reglementat în legislația actuală și în legislația civilă și în Constituția Republicii Moldova, dar și denotă și unele caractere ale dreptului natural. Anume, este inviolabilă, este absolut într-o anumită măsură, în sensul că este opozabilă față de alte persoane. Nu știu dacă am înțeles corect întrebarea, domn profesor, dacă mă puteți, mă rog, ghida cumva. Următorul răspuns. Eu sincer am vorbit la acest subiect, dar nu vreau să intervin. Apropo, la subiectul dat dumneavoastră, ați vorbit în piețe, pe când trimite la profesorul Lugo Matiei, la notolarea să fim eu în care, unde domnia s-a abordat această problemă, dacă dreptul de proprietate este un drept natural sau politic. Dar mi-e sigur, acest pe ce am înțeles prezentat și am dreptul din piață, deși în piață era puțin ambigu, pe când de mică la automatiei a afirmat un lucru, și am vrut să văd care este opinia dumneavoastră. Cu Volodiei știu ideea că dreptul pe care o spun și eu, că de fapt dreptul proprietate este un drept natural. Și aici vin cu următoarele evidențe. Mersi. Ce doar trebuie? Dacă nu cumva codul civil vine în contradicție cu articolul 9. Nu cred că vine în contradicție cu articolul 9 din Constituție.
De fapt, dreptul de proprietate este unul, dar mă rog, regimurile care se aplică față de proprietatea publică și privată comportă anumite diferențieri, ce ține de caracterele, insesizabil, imprescriptibil, inviolabil. Dar de ce vă întreb, atunci îmi permit să întreb, dar și de ce vă întreb că mă va în urmă o părție de la este adevărat la ce se adevăra la dreptul privat, în care doctoranta a afirmat că codul civil vine în contradicție cu Constituția, dar de fapt că în codul civil nu avem reglementări dedicate atenție dreptului de proprietate. Dar ceea ce încercați să spuneți dumneavoastră, ceea ce am văzut în pierde, am văzut în contradicție, este că de fapt nu este nicio contradicție, ce apreciez opinia noastră, nu văd nicio contradicție, ori sunt două lucruri diferite atunci când vorbim, da, am încercat să spun, atunci când vorbim de proprietate, de o parte, ce ne spune norma constituțională articolul 9 și dreptul de proprietate, despre care deja ne vorbește codul civil, și al doilea moment despre regimul juridic, da, al bunurilor aflate de o parte. Da. Articolul 9, de articolul 46. Da. Mulțumesc. Da. Vă mulțumim, domnule profesor. Optim. Optim, cine dorește să se adreseze întrebări. Da, dacă îmi permiteți. Eu sunt o întrebare, dacă se poate. Da, optim, doamna doctor Primov, da? În acest context, să urmez unele idei, gânduri a domnului Sergiu. Spuneți-vă, rog, iată, da, în Constituție noi avem proprietatea publică. Nu s-au apărut întrebări careva că proprietatea publică se extinde și asupra domeniului privat a statului și unităților administrative teritoriale. Iată, nu vedeți aici vreo contrazicere careva sau careva idei care necesită să fie dezvoltate în stilul lui Iorgovan sau mai știu eu. Mulțumesc, doamna Primov, de întrebare. Eu văd careva contradicție, adică atâta timp cât statul poate fi deținător al bunurilor și cu titlul de proprietate privată și cu titlul de proprietate publică. Mă rog, sunt regimuri juridice care nu văd care ar fi problema să eu nu am... Însăși noțiunea proprietate. Noi vedeți că se împarte proprietatea, statul și unitatea. Deci au exclusiv, adică proprietatea publică. Și la rândul ei, această proprietate o împart în domeniul privat și în domeniul public. Nu va părea cumva așa, nu bate la urechi domeniul privat în proprietatea publică. Adică pe viitor nu s-ar cere o... totuși concretizare, definitivare în acest sens. În cont de practica sau... Doctrinare, da. Regimul juridic, totuși. Ținând cont de natura bunurilor, unele, adevăr, necesită să fie doar de domeniul public. Unele, altele bunuri, mă rog, ar putea să fie în proprietate de privată a statului. Asta eu cred că în dependență de natura bunului, care, mă rog, permite ca anumite bunuri să fie în domeniul public, să fie de domeniul privat. Bine, bine. Dacă îmi permite, doamna, pe de altă parte, curtea cumulată constituțională în canalul 1927 a încercat să răspundă cumva la acest subiect. Pe de o parte, inițial, prin drept de proprietate, înțelegem, da, și a inclus drept care aparține de altfel asupra cele trei atribuții. Noi civilii îi spunem de mult, trebuie să abandonăm acest concept, poziții folosim poziții, dar este alt subiect. Da, da. Dar peste o săptămână se vine să se spune, ai atenție, cum are poate statul avea bunuri în domeniul privat în proprietate? În ce rezultat, doamna Ala m-a întrebat, nu cumva este o contradicție. Este. Eu am văzut părintele și o salut pentru că nu este nicio contradicție în opinia mea. Este bine să fie așa. Este și normal ca Parlamentul să aibă în proprietate
unul care au un regim al domeniului public, dar încăderea Parlamentului niciodată nu va putea fi înclăinat. Deci, al partii, Parlamentul are în proprietate și autonomie pe care de guvern se linde. Și fixul are. Atunci, sunt două regimuri diferite și lucrurile mi se pare că... Dar noi poate să și plăgeri. Eu am zis toți intervizații. Mi se pare aici dreptul privat a mers cu mult mai departe decât drept constituțional. Și apropo, domnul Buceac și domnul președinte, dacă știți ceilalți care sunt aici de membru constitutiv, a fost o tentativă de a modifica Constituția. Mi se pare că pe atunci când era domnul președinte Chimbu, da, că s-a intervizat. Și atunci s-a încercat de a exclude această divergență dintre norma constituțională și normele civile. Un proiect nou de Constituție a fost elaborat. Adică studiind de literatura de psihotare în acest sens străină, adică să evidenția și ideea că proprietatea poate fi publică și privată și nu trebuie de luat după subiect, dar după cum. După statutul și importanța bunului, adică statul are bun în proprietatea privată, nu domeniul doar. Sunt bunuri în proprietatea privată, cum și alte persoane private, așa, și pe când în proprietatea publică pot fi și subiecte, adică și privat și statul și unitatea. Adică este vorba de bunuri de interes general, care prezintă o importanță pentru generațiile viitoare, care necesită, care sunt scoase din circuitul civil, indiferent de faptul în proprietatea cui se află. Și eu, ținând cont de aceste idei, le consider mai corecte. Mai corecte, iată în ce sens, fiindcă să spui proprietatea publică la domeniul privat, când e puse restrânse, sunt libera circulație, fiindcă domeniul public în multe țări europene este extins și asupra bunurilor persoanelor private, ținând cont de interesul acestor bunuri. Bine, dar asta e așa. E clar, e clar poziția noastră, toți avem dreptul la opinie. Deci, îmi pare mai concretă deja. Dumneavoastră ați examinat practica țărilor străini. Spuneți-mi, vă rog, în puțe pot fi atrași la răspundere deputații în Parlament, membrii guvernului care au votat asupra actelor normative, legislative, așa, care în urma aplicării, în urma au cauzat prejudicii statului și în ce condiții. Pot fi, sunt careva condiții sau de acreditare în care stat? Care țară, cel mai vădit, în care sunt asemenea practici? Mulțumesc, doamna Crimă, de întrebare. De fapt, nu am studiat practica altor țări, dar am venit eu cu o propunere în acest sens. Nu am studiat practica altor țări referitor la atragerea la răspundere a deputatului pentru pagubile pricinuite prin act normativ care ulterior a fost declarat necondițional, dar a fost o propunere de-a mea, în sens ca să fie trasă răspundere deputatul pentru în cazul în care a votat pentru adoptarea actului legislativ. Asta e clar. Eu deja am făcut cunoștință cu piața. Mie îmi pare să în Franța sunt, dar sunt și condiții este necesar de respectat constitutiv și adică de analizat unele condiții, nu întotdeauna și nu... E clar. Și considerați oportun de a trage la răspundere și judecătorii pentru hotărârile adoptate? Deja stă. Am vedere de recuperare materială integrală? Da, cum am susținut și în teză, suntem de acord cu
instituția de legire sau statul împotriva judecătorilor care au, dar trebuie să fie și anumite garanții pentru în privința acestor persoane, adică în privința judecătorilor, ca să fie stabilite anumite limite și să fie stabilită pedeapsa conform gradului de vinovăție și proporțională cu fapta și acțiunea care a făcut-o magistratul, fiindcă în legea privind la agentul guvernamental asemenea garanții nu sunt și astfel este lasă loc de arbitrariu și de anumite abuzuri în privința magistraților. Deci, ne-am pomenit situația că nimeni nu o să dorească să ocupe pentru că nu întotdeauna e intenționat. Păi asta, da, că nu se comit și ținând cont de cadrul legislativ care uneori lasă de dorit și aplicarea de uniformă, inclusiv și iar hotărârile plenului Curții Supreme de Justiție, care în multe cazuri lasă de dorit, e foarte periculos. Așa, bine, eu nu am. Da, mulțumesc, mai mult. Domnul președinte, am și eu o întrebare. Da, poftim, domnul profesor. Da. Doamna Jogă, doamna Elena, dumneavoastră ați indicat și în lucrare și am auzit pe aceste probleme cu care eu vreau să mă adresez la dumneavoastră și din spusele altor vorbitori. Dumneavoastră ați indicat în lucrare că unul din elementele structurale ale mecanismului de garantare a dreptului la proprietate este limitele revizuirii Constituției. Dacă în legătură cu asta, eu aș ruga să explicați succint. În ce constă această garanție? Limitele revizuirii Constituției, oricât de... Mulțumesc, domn profesor, pentru întrebare. Oricât de mare ar fi previzibilitatea autorilor proiectului unei Constituții la etapa elaborării Constituției, totuși, odată cu trecerea timpului apare necesitatea de a revizui Constituția și astfel în Constituție este instituit articolul 142 care interzice adoptarea unui proiect de lege ce privește revizuirea Constituției în sensul în care ar diminua sau ar suprima un drept fundamental. Respectiv, această dispoziție se aplică și dreptul la proprietate. Astfel, este interzisă revizuirea Constituției în care s-ar suprima drepturile sau garanțiile acestuia. Această regulă este expusă de multe ori și de reținută și de Curtea Constituțională, chiar de recent în avizul numărul 1 din 15 martie, care Curtea a fost invitată să se expună asupra proiectului de lege cu privire la completarea articolului 46 alineat 3 din Constituție cu sintagma cu excepția caracterului licit al dobândirii se prezumă cu excepția persoanelor publice. Astfel, Curtea a instituit că această completare ar suprima garanțiile drept la proprietate și a dat un aviz negativ în privința acestei modificări proiect de lege. Doamna Jogă, eu vă mulțumesc de răspuns, eu să mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor, poftim. Să trăiți, mulțumesc. Poftim, domnul profesor Cârnaț, noastră ți-a mulțumesc. Doamna Jogă și domnul profesor Băieșu și doamna Climova, indirect, dar eu vă pun o întrebare legat de hotărârea Curții Constituționale din 10 martie 2022, care e coraborată cu textul dumneavoastră din teză, pagina 60. Prioritatea dreptului internațional și a dreptului european este instituită la articolul 4 din Constituția Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă că în conformitate cu articolul 4 din Constituție, drepturile, dacă există anumite neconcordanțe dintre legea internă și cea internațională în materia drepturilor omului, prioritatea au tratatele internaționale. Atunci, dumneavoastră, scris la pagina 60, aspectul de confiscare extinsă. Ceea ce
este puțin cimentată cu hotărârea Curții Constituționale din 10 martie 2022. Și uite, asta vreau să spun în felul următor, că în planul activității de legiferare, legiuitorul va trebui să verifice în mod obligatoriu dacă proiectul de lege corelează cu tratatele internaționale. În acest sens, legat de dreptul de proprietate, exemplificăm că în actele preparatorie ale proiectului de lege cu privire la introducerea în codul penal a instituției confiscării extinse, ferate prevederile proiectului sunt conforme standardelor Uniunii Europene. Conform standardelor Uniunii Europene. Republica Moldova nu este membru a Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că directivele Uniunii Europene poartă caracter de recomandare. Referitor la acest acord de asociere cu Republica, cu Uniunea Europeană, la fel, acest acord de asociere nu duce la obligativitatea directivelor Uniunii Europene. Întrebarea mea este următoarea. Conform articolul 46 din Constituție, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condiții legii. Fac referință de acum la hotărârea Curții Constituționale din 10 martie 2022 și spune, unde spune punctul 59 cu indicele 2. Măsura confiscării este proporțională chiar în lipsa unei condamnări care se stabilească vinovăția persoanei vinuite. Constituția spune confiscarea poate avea loc numai în baza dacă s-a săvârșit o infracțiune și în conformitate cu legea. Conform Constituției standardului Republicii Moldova, inițial trebuie să fie dovedită infracțiunea și ulterior se urmează confiscarea. Conform hotărârii respective, poate avea loc confiscarea fără a dovedi vinovăția. Punctul meu de vedere. Mulțumesc, domn profesor, de întrebare. Clar că această hotărâre excede prevederilor constituționale și dar ținând cont de faptul că tot Constituția prevede la articolul 4 că prioritatea dreptului european și în materia drepturilor omului, cred că... Stop, Mariana, nu te grăbi. Vorbim de prioritatea drepturilor. Dacă tratatele internaționale garantează mai multe drepturi, inclusiv anumite garanții în raport cu dreptul la proprietate, prioritate au tratatele internaționale. Dar confiscarea e drept sau este una din mecanismele de limitare a dreptului la proprietate? Oare în așa circunstanțe trebuie să aplicăm prevederile articolului 4 din Constituția Republicii Moldova? Sau standardul național este mai superior ca tratatul internațional la capitolul protejării dreptului la proprietate, ca și garanții? E un sens că v-am pus întrebarea. Aveți dreptate, domn profesor, ar fi trebuit să, să fie aplicat standardul național instituit la articolul 46, care obligă confiscarea averii doar în cazul în care persoana a fost condamnată într-o săvârșire. Mersi, eu înțeleg că este foarte greu să răspunzi, fiindcă este o temă supra, prea și vă depășește interalea susține aceste teze, fiindcă uitați la bază, aceste hotărâri s-a pus articolul 4 din Constituția Republicii Moldova. Dar în același timp nu exclude pe viitor realizarea unor cercetări mai profunde în aspectul respectiv. Aici, înainte de a trece la următorul pe plan, domnul profesor Cărnat, vreau să polemizăm aici. Nu excede și nu depășește calitățile pe care le are dumneavoastră. Și eu nu înțeleg cum confiscarea poate fi limitarea a dreptului de proprietate. Când confiscarea este deposedarea de proprietate. Deci, iarăși, întrebarea care a adresat-o și doamna doctor Climo. Se confunde obiectul și dreptul meu la proprietate. Iată, aici e problema care dumneavoastră și-o abordați împreună cu domnul conducător. Confiscarea nu poate fi limitare. Asta ședință online. Cu puiția mea ca și profesor universitar. Nu, păi noi... Hotărârea Curții Constituționale din 10 martie este o hotărâre
pur neconstituțional, doar în contradicții cu garantarea de plăcuri. Dacă e mai iute, eu la aceeași concluzie am ajuns și eu că este în contradicție cu prevederile a normelor și dreptului internațional și a convenției și inclusiv a prevederilor constituționale, când s-a confundat care a fost temeiul. Deci nu poți întâi să conviști și apoi să demonstrezi. Da, mi se pare că discuția care a apărut aici încă o dată demonstrează utilitatea acestei cercetări și că dreptul la proprietate este unul care provoacă... Sigur, da. Astea lucruri noi vom spune deja în lor de cuvânt membrii, inclusiv și referenții. Deci, la operație este o teză excepțională. A apărut întrebare. Am început de la departamentul, supunem. Da, sigur. Da, da. Deci, dacă se trecem la decizia, la hotărârea Curții Constituționale, e constituie un obiect aparte. Ea se încadrează în temă noastră, întrebări. Da, urmează a fi pentru că operarea cu categoriile juridice, cu statutul lor și forța juridică, urmează a fi clarificat. Da, nu, da, și noi știm care este valoarea statutului hotărârii actelor Curții Constituționale. Noi aici putem să ne dăm doar cu părerea, dar... Dar unei completele Curților Constituționale sau dau demisia pentru adoptarea unor hotărâri mult mai puțin neconstituționale. Asta de rac... Eu înțeleg... Da, domnul profesor... Este absolut discutabil. Da, am înțeles, domnul. Să nu uităm de un lucru. Da, domnul Cărnați, care este sancțiune penală în conștiința noastră a tuturor. Dar să nu uităm că este și a doua categorie de confiscare, confiscare civilă. Aici, dar este tot un alt subiect. Păi alt subiect, domnul profesor. Noi deși și-am spus, dacă intrăm în discuția cu confiscarea, păi noi până mâine dimineață, da. Da. Urmează să stabilim, da. Mulțumim. S-a aprins, că e normal. Da, proprietate. În sfârșit începem a înțelege ce înseamnă proprietate. Și dreptul la proprietate. Poftim încă întrebări? Da, poftim, doamna doctor și directora școlii noastre. Doctora Alex. Discut acum despre limitele restrângerii dreptului la proprietate. Și m-ar interesa dacă doamna Ojoga a identificat careva limite legale sau măsuri legale de restrângere a dreptului la proprietate. Mulțumesc, doamna Stărencu, de întrebare. Cum am indicat și în lucrare, limite de restrângere a dreptului la proprietate sunt sechestrarea bunurilor, rechiziția bunurilor, toate cele forme particulare care le-am analizat în lucrare, dacă corect am înțeles. Măsurile de impozitare, confiscarea, iarăși și exproprierea, care sunt prevăzute de lege. Da, mulțumesc. Da. Mai sunt întrebări? Mai sunt. La mine. Da. Cum spuneți, la domn director, iau o întrebare, dar toate trei sunt diferite. Da. Nu, ele rezultă una din alta. Voastră și în text și aici ați, în comunicare, ați abordat un aspect foarte frumos. Care după mine, dacă îl dezvoltați, aveți de câștigat, dar așa cum a spus domnul academician, asta este perspectivă pentru, inclusiv și teza de doctor Capulitaș. Calitatea legii. Dat fiind că autoritățile administrației publice, toate, și cele centrale suprate, tocmai își au reglementările și atribuțiile și competențele în lege, respectiv față de lege trebuie să fie niște cerințe. Și întrebarea mea de ordin general, din care vor urma încă două. Cum dumneavoastră, în rezultatul studiului care l-ați făcut destul de profund, considerați, oare nu din pricina neluării în considerat, să nu luăm alt termen, a concepțiilor, a opiniilor științifice asupra legii, calității legii,
reglementărilor relațiilor sociale, inclusiv și în domeniul, duce la o, de data asta să o spun direct, la o proastă calitate a legilor. Proastă în sensul că permite anumite abuze. Da, cu siguranță. Pentru că cercetarea dumneavoastră nu numai o constatare de jurisprudența, dar eu am citit și am rezumat acest lucru, dar vă spun că nu dezvoltă. Cum gândiți? Nu este oare o neglijare a oportunității, necesității anume a științii atunci când se elaborează un proiect de lege? Sigur, mulțumesc, domn profesor, domn președinte, de întrebare. Cu siguranță, în procesul de elaborare a legii, urmează, eu am indicat în lucrare că urmează a fi antrenată societatea civilă pentru a expune privirea. Eu știți, vă rog, cu societatea civilă și mai ales cu ONG-urile, vă rog, nu faci să abucă, ele absolut idei n-au de viață reală. Ia ca la computer virtual, cât vor. Noi vorbim de știință. De știință. Societatea civilă. Eu ce, pot să intervin. Nu? Asociația membrilor Parlamentului, nu, Parlament, ceva, tot este element a societății civile. Asta e, eu, dumneavoastră, acum, tocmai, e element. Dar nu se echivalează cum aceste fac, iar societatea civilă e organizația non-guvernamentală. Nu, este un organ. O societate civilă mult mai largă. Sigur, iată. Dar da, mulțumesc pentru precizare, domnul academician. Siguranță pentru a asigura, pentru a îmbunătăți calitatea procesului de legiferare și, în general, calitatea legilor, este necesar de a antrena reprezentanții științei în elaborarea acestor proiecte de lege, ceea ce va asigura o calitatea legii. Pentru că asta și vă ocupați acum, nu cu asta? Și aici o să vă dau dumneavoastră expresia lui Aristotel și de trecem la a doua întrebare care de lui. Vreau să spuneți că să ridicăm responsabilitatea și la deputat și la tare. Fiți liniștiți. Nu o să dobândiți nimic, absolut. Pentru că cel care vine în Parlament și este încadrat în exercitarea puterii legislative, el deja trebuie să fie pregătit adoptând legea, parcă el deja, legea funcționează. Iată acest lucru. Cine spune articolul 54, 55 din Constituție? Asta este întrebarea a doua și a treia va fi. Articolul 55, dacă nu greșesc, dreptul om, dreptul cetățean. Trecem la obligat. Cine spune? Constituția. Bună credință, da. Da, da, știți, obligație. Deci, exercitarea drepturilor și a libertăților. Orice persoană își exercită drepturilor și libertăților constituționale cu bună credință, fără să încalce drepturile și libertățile altora. Dar statutul juridic al deputatului, că îl obligă, are dreptul și obligat? Siguranță. Și încă a treia întrebare. Noastră ați făcut referință la legea cu privire la reabilitarea victimilor regimului totalitar de ocupație. De? Așa este o coincidență plăcută, cel puțin pentru mine și regretatul domnul Gheorghe Ghimcu, care a prezentat acest proiect de lege din numele Comisiei pentru Dreptul Omului și Relațiile Naționale în Parlament, Independenței. Dar cum gândiți noastră, această lege a restabilit pe deplin dreptul la proprietate? Sau așa? Siguranță nu este o restabilire parțială și, mă rog... Deci, mulțumesc pentru răspuns. Și, la urmă, noastră ați vorbit în teză și toate acestea, referindu-mă mai mult la dreptul, să spunem, la aspectul social-economic. Dar proprietatea intelectuală cum rămâne?
după cum am mă rog, eu nu am făcut diferenție. Așa, așa. Deci nu a intrat în vizorul cercetării. Da. Thank you very much. Nu am întrebări. Mulțumesc, domn profesor. Mai sunt întrebări? Stimați membre Consiliului, nu sunt. Stimate audiențe, nu sunt, da? Atunci trecem, pentru că suntem în faza de fond a activității Consiliului nostru, oferim cuvântul domnului doctor conferențiar Mohanu Victor pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC-ului și a avizelor altor centre. Deci acum și v-ai întrebat dacă sunt științifice, referitor la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Poftim, domnul. Eu aș vrea să trec în revistă toate obiecțiile și recomandările care au fost propuse în cadrul ședinței seminarului științific de profil. Aveți? Și am să le enumăr. În primul rând, este necesară revizuirea structurală a planului lucrării în vederea alătărării disproporțiilor de volum al capitolelor și fortificării conținutului dedicat sistemului de garanții oferit de către autoritățile publice în vederea realizării dreptului de proprietate. Scop și obiectivele urmează a fi expuse, reieșind din tema tezei, punând accent pe activitatea autorităților publice în garantarea exercitării dreptului de proprietate. 3. În capitolul 1 este binevenită fortificarea poziției proprii vis-a-vis de pozițiile doctrinarelor, prevederile legislației în vigoare, jurisprudența CEDO, punând accent pe probleme ce țin de anumite garantarea dreptelor și de proprietate de către autoritățile publice, inclusiv autoritatea executivă, rolul cărora în acest sens este prea puțin și evidențiat. 4. În teză lipsește opinia proprie argumentată a autoarei cu referire la identificarea dreptului de proprietate în calitate de libertate publică sau ca drept subiectiv de proprietate. 5. Se recomandă efectuarea unei delimitări între proprietatea publică și cea privată prin identificarea titularilor și a obiectului dreptului de proprietate publică și privată, precum și modul de apărare a acestor. 6. În contextul delimitării formelor de proprietate se recomandă de abordat caracterele specifice ale dreptului de proprietate, precum inalienabilitatea și imprescriptibilitatea. 7. În capitolul 3 se recomandă ca autorul să se focuseze pe responsabilitatea și responsabilizarea funcționarilor publici pentru încălcarea dreptului la proprietate. 8. Se recomandă o delimitare a conceptelor limitare și restrângere a dreptului la proprietate. O analiză foarte detaliată a acestor noțiuni este realizată în articolul semnat de profesorul Arama Elena. 9. Se recomandă o abordare complexă privind restrângerea dreptului de proprietate în perioada stării de urgență, asediu sau război, cu precădere raportată la situația actuală a protejării dreptului la proprietate în Republica Moldova în perioada pandemică. 10. Este necesară o analiză suplimentară a afirmației autoare, precum că dreptul de proprietate este absolut, deoarece este cunoscut titularul sau în raport cu ceilalți. În acest sens, am menționat că drepturile relative sunt cunoscute chiar de ambele părți, ceea ce nu atestă că aceste drepturi sunt absolute. Și 11. Se recomandă ca capitolul 2 de analizat ca mijloc de apărare a drepturilor și răspunderea administrativă al organelor publice. Concluziile autoare, în cea mai mare parte, trebuie să derive din activitatea întregului sistem al autorităților publice în vederea garantării realizării dreptului de proprietate pentru creșterea eficacității activității acestora. Acum se dă în revistă deja obiecțiile din nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctora doamnei Mariana Ujoga, prezentate de către ANACEF. Prima.
Considerăm necesară ajustarea formulării problemei de cercetare a scopului și obiectivelor cercetării pentru corelarea cu rezultatele științifice obținute, inclusiv pentru scoaterea în evidență a celor relevante, dar rămase în textul tezei. 2. Numărul concluziilor trebuie redus, ele trebuie să fie concrete și expuse conform punctului 3.11 din anexa la decizia Consiliului de Conducere a NACEC numărul 5 din 18 decembrie 2018, adică ghidul de redactare a tezei de doctor. 3.5 rezultate științifice care au contribuit la soluționarea unei probleme științifice importante cu indicarea acesteia a numărului capitolului și numărului paragrafului unde a fost dezvoltată. 3. Nu au fost utilizate surse bibliografice recomandate în cadrul examinării tezei de către unitatea primară și se dă o listă de publicații. 4. Anexele 3.5 nu sunt menționate în textul tezei, însă toate nu sunt redactate conform punctului 4 din anexă la decizia CC al ANACEC numărul 5 din 18 decembrie 2018, ghidul de redactare a tezei de doctor. Tabelele nu sunt relevante și sugestive, nu sunt corect menționate în text, nu este indicat autorul tabelelor. 5. Recomandăm clasificarea și ordonarea alfabetică a bibliografiei. 6. Atenționăm asupra redactării formale a răspunsurilor și obiecțiile și recomandările formulate în procesul examinării tezei, atât în cadrul unității primare de cercetare, cât și a celor din cadrul seminarului științific de Procil. Adică fără expunerea concretă a modificărilor și completărilor aduse în textul și paginilor respective. Și teza poate fi admisă la sesiunea publică după luarea în considerație observațiilor și recomandărilor formulate și după aprobarea lor în ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule doctor conferențiar. Poftim dacă, stimați membrii ai Consiliului, dumneavoastră aveți careva întrebări, precizări pe marginea informației date de către domnul Mocan. Nu aveți. Îngăduiți mie o întrebare. Cu mare plăcere, doamne. Cunosc și nota informativă și tot ce a fost spus, dar o precizare pentru că suntem online și pentru procesul verbal. Raportul de similitudini este prezent? Raportul de similitudini a fost prezentat, dat fiind faptul, vreau să o duc la cunoștința onorată existență, că prezentarea tezei după ce a fost, adică, perfectat dosarul după seminarul științific de profil, o condiție obligatorie stabilită de ANACEC este prezentarea tezii împreună cu raportul de similitudine și el este prezentat la ANACEC cu toate informațiile respective. Vă mulțumesc! Alte precizări nu mai sunt. Atunci, onorată doamnă, vă expuneți pe marginea acestor sugestii și obiecții. Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la obiecțiile și sugestiile care au fost înaintate în cadrul seminarului, majoritatea au fost luate în considerație. Unele au fost luate în considerație parțial, și anume recomandarea de a efectua o delimitare între proprietatea publică și cea privată prin identificarea titularilor și a obiectului dreptului de proprietate publică și privată, precum și a modului de apărare acestora. Recomandarea a fost luată în considerație parțial, s-a făcut în special unele concretizări cu privire la obiectului dreptul la proprietate publică și proprietate privată, s-a evidențiat cine este titularul dreptul la proprietate privată și proprietate publică, însă deoarece aspectul de cercetare s-a focusat pe dreptul la proprietate privată, nu s-a evidențiat modul de apărare acestor forme de proprietate publică și privată. Această recomandare ne fiind în totalitate luată în considerație. Adică, la fie cazul noastră s-a dus și argumentele din ce cauză a fost parțial acceptat și care parte nu a fost acceptat cu argumentele de rigoare. Și încă una a fost luată parțial. În contextul delimitării formelor de proprietate, se recomandă de abordat caracterele specifice ale dreptului de proprietate publică, precum inalienabilitatea, inscriptibilitatea.
Aceste recomandări la țară au fost luate în considerație parțial. Obiectul lucrării de față este dreptul fundamental la proprietate, care în consecință implică sederea dreptului la proprietate privată. Și în contextul delimitării obiectului dreptul la proprietate privată de obiectul dreptul la proprietate publică s-a accentuat doar caracterele ce sunt specifice dreptul la proprietate publică, fără o analiză detaliată, adică doar s-au menționat în lucrare. Delimitarea acestor două drepturi de proprietate publică și proprietate privată necesită o analiză mult mai detaliată, care va fi efectuată în cercetări ulterioare. Referitor la obiecții din cadrul seminarului. Iată aici, iarăși, dumneavoastră, cred că o să dezvoltați. Păi una, dreptul la proprietate publică și privată. Iarăși se confundă, deci se cere o delimitare mai clară. Dreptul la proprietate publică, ce prezintă? Cine-i subiectul care are dreptul la proprietate publică? Și aici, dumneavoastră, foarte mult dați în lucrare. Care sunt obiectele din domeniul dreptului public? Da, eu pot să dețin armă, inclusiv cu țeavă ghintuită. Da, mai mult. Nu pot, deci este o limitare. Dar nu e limitarea dreptului meu de proprietate, dar obiectului care dumneavoastră deja faceți acolo legătură, deci noi discutăm acum. Că dreptul la proprietate privată are și un caracter și social și din mediu. Eu îmi fac o bombă de asta, bucnesc în centrul orașului cu fumogenă, dar vedere, proprietatea mea, ce vreau cu ce e facă, știi? Chestii care indiscutabil că dumneavoastră nu o să puneți în teza respectivă finalul, dar faceți lucrurile astea. Iată, deci, da, vă mulțumesc. Continuăm. Asta ce ține de obiecțiile în cadrul seminarului, ce ține de obiecțiile la NACEP. A fost recomandată utilizarea unor surse biografice. Această recomandare a fost luată în considerație parțială, ce v-am utilizat, probabil ținând cont de libertatea creației științifice, nu am utilizat. Da, la urmă, autorul decide ce surse. Da, și referitor la obiecția cu privire la anexele de la finalul lucrării, au fost luată în considerație parțială. Unele anexe, ele erau inițial sub formă de tabele, eu deja ulterior le-am reconfigurat sub formă de anexe, unele le-am comasat, dar totuși, în mare parte, eu am considerat că ele sunt necesare, fiindcă sunt niște materiale care nu le-am putut expune pe la lucrare, dar consider că sunt necesare pentru tema de cercetare și consider că sunt sugestive pentru tema aleasă și nu le-am exclus după cum... A fost suficiente pentru a da cadrul integru a tezei. Da. Asta ce... Da. Vă mulțumim. Poftim dacă membrii Consiliului Științific au întrebări pe marginea răspunsurilor date de către doamna colegă Mariana, precizări. Nu sunt, da? Următoarea etapă, iarăși eu voi citi cu regulamentul, nu de ce, că se primește un fel solicit cam ce trebuie să vorbească conducătorul, dar procesul verbal asta ne cere și eu citesc. Acum oferim cu mare plăcere și așteptare cuvântul domnului academician Buceac Ion, conducătorul, care ne va da o caracteristică a calităților personale și profesionale ale candidatului. Poftim, domnul academician. Da, aici, pe loc să o strec în față. Pe loc, domnule. Nu, e suficient să aude bine și colegii care sunt la distanță, da? Mulțumate, domnule președinte a Consiliului Științific, onorat prezidiu, mulțumați membri și referențe oficiale. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru modul că ați fost de acord și ați acceptat calitatea care vi s-a oferit prin hotărârea Agenției Naționale, autoritatea în domeniu. Ceea ce ține de calitățile doamnei Ojoc Mariana în calitate de doctorand, sigur că aici aș putea să vorbesc foarte mult. Eu îți pornesc de la faptul că dânsa, cu toate că în perioada când am început noi activitatea, era o
domnișoară la începutul carierei, dar dânsa a fost cea care a insistat să identificăm în calitate de subiect și obiect de cercetare dreptul la proprietate, activând în calitate de consultant, da, consultant la Curtea Supremă de Justiție, deci lucra în secția civilă și deci avea anumite întrebări care reieșeau însuși din experiența scurtă, dar cred eu profundă, pe care deja o acumulase la moment. Sigur că noi am fi avut posibilitatea reală să prezentăm această lucrare pentru susținere mai devreme, dar în identificarea celor verige de priorități, Marian a găsit nevoie pentru o anumită perioadă, este cazul să mai așteptăm puțin cu promovarea tezei și a fost concentrat pe alte probleme și sigur că aici o bună parte de vină, ar spune eu în ghilimele, îi revine și partenerului ei de viață, soțului, de fiindcă au reușit paralel cu lucrarea să zămislească și două domnițe mici de toți, le fie sănătoase, să crească înainte, dar aceasta nu le-au încurcat și le-au încurcat. Trebuie de înaintat la ceva grad de... Da, dar ei contribuie și la creșterea demografiei. Demografică, da, sigur. Bine. Demografică sub aspect și științific, domnule. Da, fiindcă... Dupla ipostală. Da. În contextul cercetărilor. Toate lucrurile astea s-au produs în contextul unor cercetări. Este foarte responsabil. Mai mult decât responsabil în familia noastră academic circulă diferite comentarii, spune că reușita unei teze în procesul de elaborare și susținere aparține mare parte conducătorului. Eu aș spune că probabil că da, dar în mare parte depinde și de doctorand. Eu am avut norocul și plăcerea să lucrez cu Mariana și cred că în mare parte succesul și reușita aceste lucrări se datorează și calităților de care ea dispune, și gradul de pregătire teoretic, și experiența acumulată în domeniu. Ziceam, mai spus că manifestă o responsabilitate demnă de apreciat. Întotdeauna a recepționat constructiv la toate chemările și solicitările pe care le formulam. Nu știu, poate a rămas supărat pentru anumite intervenții și solicitări așa mai rigide, dar cred eu că până la urmă a contribuit la acest rezultat frumos. Eu îi recomand și sunt sigur că în viitor o să continui cercetările și ceea ce a realizat ea și poate o să realizez în viitor, dar eu îmi doresc foarte mult acest lucru, va contribui foarte mult la instituția drepturilor și libertăților fundamentale în special și la fundamentarea științifică a unei din drepturile de bază, cum este dreptul la proprietate, care generează și este fundamentul multor altor drepturi fundamentale, cum ar fi și cele politice, și social-economice, și culturale, și etc. Eu încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră celor care participați la acest eveniment. Mariana, felicitări și eu cred că în viitor, după producerea și consumarea acestui eveniment, o să fii și mai curajos. Mulțumesc, domnul Cărnicean. Și aici, nu numai că noi suntem toți membrii Consiliului Științific Specializat și cei care ne ascultă, inclusiv, suntem în calitate de conducători științifici și merităm ceea ce a spus dumneavoastră, dar acest raport dintre conducător și doctorant este un raport născut. Pentru că chiar și după un sfat, nu la fiecare te adresezi. Ești omul la care știi, te duci să te adresezi cu un sfat și știi că vei primi sfatul cel călduros, cu sugestii, fără de interes. Iată, acest lucru,
tocmai și culminează frumusețea cercetării care dă rezultat, aspectul uman. Vă mulțumim, domnul Dumitian, și vă dorim la toți această simbioză, dacă vă spunem așa, să o păstrăm, să o găsim și să o fructificăm, să o dăm necointeresat, dar din suflet. Și următoarea etapă, deja cum intre în ring gladiatorii, da? Trecem la dezbateri și, așa cum este natural, oferim cuvântul referințelor oficial. Eu nu am făcut careva întrebări înainte, de asta și nu știu. Domnul Cărnaț, deci voastră o să rămâneți zâmbind, așa că o să zâmbind că se zâmbească tot Consiliul, dar frumos. Poftim, domnule doctor profesor. Stimate domn președinte, doamna candidat la titlul de doctor în științe, doctor în drept constituțional, domnul profesor științific, domn academician, în primul rând eu vreau să spun că am primit o deosebită plăcere să lecturez această teză de doctorat. Este o teză care, din punctul meu de vedere, corespunde în tocmai ca și unele momente depășește rigorile înaintate unei teze de doctorat la capitolul surse biografice. Deoarece peste 500 de surse biografice din toate domeniile, este o teză care este completată cu fel de fel de anexe, anexe poziția unor autori, problema cu tare și cu tare, statistice, cazuistică, excepțional. De aceea am mult laudat la această teză este că de multe ori la alte teze nu le-am. De aceea permiteți-mi rezumativ să trec în revistă avizul referentul oficial asupra tezei de doctor în drept, garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autorității publice în Republica Moldova. Baza teoretică a tezei. Deși dreptul la proprietate a fost studiat în numeroase lucrări științifice, autoarea corectă a sesizat necesitatea realizării unui studiu complex și integral sub aspect teoretic, legislativ și practic a modului în care autoritățile publice responsabile de garantarea dreptului la proprietate se implică în realizarea în practică a acestui drept. La fel, referitor la inovația și originalitatea științifică, autoarea a efectuat o cercetare amplă a problemelor ce se întâmplă. Garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice de Republica Moldova, în acest sens, trece în revistă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, mai ales legată de încălcarea articolului 1, protocolul 1, al Convenției Europene cu privire la protecția dreptului și interesului fundamentale. A fost analizate și situații particulare de încălcarea dreptului la proprietate de către autoritățile publice, acestor cazuri fiindu-le dată o apreciere proprie. În privința diferitor opinii sau concepte doctrinare, autorul își exprimă propria viziune, abordează probleme stringente ce țin de realizarea de la proprietate, propune noi definiții și soluții pentru depășirea acestor situații. Interesante sunt și realizările sau unele recomandări legate de formularea unor concepte ca să fie catalogate ca și obiecte ale proprietății, cum ar fi embrionul uman. Bine, a trecut revisă și jurisprudența celor acest capitol legat de acest aspect. În acest context considerăm ca fiind valoroase propunerile autoare în vederea modificării legii cu privire la agentul guvernamental, în sensul completării instituției dreptul de regres al statului împotriva unui deputat, împotriva unui funcționar public, ceea ce va putea contribui la perfecționarea mecanismului de regres. La acest capitol noi avem mai multe acțiuni formulate în instanța de judecată de mai mulți ministri al justiției, însă nu s-au finalizat nici aproape nicio cerere cu un succes la acest capitol. Și este binevenit astfel de idei legate de perfecționarea mecanismului de acțiuni de regres. Nu chiar sunt de acord cu idei legate de dreptul CSM-ul de a înainta membrii Curții Constituționale numai din judecători, pentru că o parte de judecători au dreptul de a fi profesori, adică de a preda, de a face ședări științifice, dar atunci când vine ideea legată de înaintarea unor candidat la Curtea Constituțională, este înaintat numai din partea judecătorilor.
nu sunt de acord și explic din ce cauză, fiindcă de multe ori s-a demonstrat după acus că anume judecătorii, de multe ori puțin cunosc aspectul legat de interpretarea materiei de drept constituțional, fiindcă hotărârile Curții Constituționale fac corp comun cu Constituția. De aceea nu întâmplător noi astăzi am trezit polemice aici, că atunci când adopți o hotărâre trebuie să o vezi în complet această hotărâre, cum va fi integrată în garanțiile constituționale ale Republicii Moldova legat de dreptul la proprietate. Valoarea practică a cercetării, valoarea practică a lucrării este evidentă, deoarece are la bază o bogată jurisprudență degajată de la CEDO, degajată de la Curtea Constituțională, inclusiv de la instanțe de judecată, autorul reflectând diferite situații particulare de încălcare a dreptului la proprietate, a identificat în multe situații soluții care vor contribui la reducerea numărului unor astfel de încălcări. Metodologia. În cadrul tezei noi am găsit diferite metode științifice de cercetare logică, istorică, comparată, sistemică. Conceperea și calitatea textului, structura lucrării dezvăluie coerent probleme ce țin de garantarea rezervei dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice în Republica Moldova. Teza este structurată în trei părți, partea preliminară, partea principală și partea complementară. În cadrul avizului sunt arătate ature la fiecare parte în parte. Efectul la asigurarea bibliografică pentru elaborarea prezentă lucrări am spus că autoarea a utilizat surse din limba română, franceză, engleză, peste 591 de surse biografice. Bibliografia este este pertinentă, este actuală și este reflectată în conformitate cu regulamentul în acest capitol. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. La finalul fiecărui paragraf și capitol al lucrării, precum și în comportamentul concluzii generale și recomandări, autorul a format concluzii valoroase care i-a permis să formuleze numeroase propuneri de lege ferendă pentru consolidarea mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și responsabilizarea persoanelor vinovate de încălcarea acestui drept, precum și recomandări ce vizează optimizarea activității autorităților publice responsabile de elaborarea și aplicarea cadrului normativ a dreptului la proprietate. Eu am înțeles prea bine că hotărârea Curții Constituționale nu putea să fie reflectată la dumneavoastră în cadrul acestei teze, fiindcă de acum teza era în lucru. Da. Și nu întâmplă doar domnul academician Vecea, că a spus că veți fi unul din cei mai buni experți în domeniul respectiv, dacă veți continua cercetarea la capitolul protecția de la proprietate, inclusiv și veți face o analiză comprehensivă acestei hotărâri din 10 martie 2022. Corespunderea conținutului tezei, temei aprobate, publicația candidatului și rezumatul tezei, titlul și conținutul tezei de doctorat se circumscrie în specialitatea 552.01. Și nu întâmplător, domn profesor Băieșu a menționat că este un bun venit o astfel de teză, unde este abordată dreptul la proprietate, garanțiile, mecanismele, prin prisma dreptului constituțional. La acest capitol, autoarea a publicat peste 15 articole științifice în diferite reviste de specialitate. Am aceeași unele obiecții, dar mai mult ca și sugestii, și anume, deși a efectuat o delimitare a dreptului la proprietate ca drept subiectiv, și ca drept fundamental, pagina 44, autorul a cercetat aceste două categorii, categorii într-o formulă așa mai modestă, putea să fie mult mai conținut la aspectul subiectiv și drept fundamental. Pagina 50, autorul urma să-și argumenteze opinia referitor la semnificația, caracterul absolut al dreptului la proprietate. Fiindcă inițial proprietatea a fost avut dreptul acesta, calitatea de drept absolut. Cu evoluția istorică, cu funcția aceasta socială, dreptul la proprietate încetul cu încetul a fost supuse prin diferite restrângeri. Ajungem noi în 2022 la sfârșit de hotărâre a Curții Constituționale, care în general, putem să spunem că exclude orice garanție a dreptului la proprietate în Republica Moldova. Mai departe, autorul urma să delimiteze conținutul paragrafului 2.1 după componentul titlului acestea, obiectul natura juridică și definiția dreptului la proprietate. Acestea sunt unele obiecții. Concluzia. Concluzia privind corespunderea tezei cu titlul științific solicitat. Datorită faptului că autoarea a reușit să realizeze obiective de cercetare prestabilite și s-a conformat cerințelor stabilite de la CE, considerăm că lucrarea merită
toată aprecierea. Apreciem de asemenea și receptivitatea oferită la sugestii și recomandările experților formulate în etapele anterioare de susținerea tezei, ceea ce a contribuit la perfecționarea semnificativă a lucrării. Accentuăm că natura și conținutul obiectelor și sugestiilor menționate supra nu diminuează valoarea teoretică aplicativă a tezei. În acest context, țin cont de calitatea, valoarea teoretică și practică a lucrării, de actualitate și importanță temei cercetate, considerând că lucrarea corespunde exigențelor academice privind forma și conținutul, iar autorul lucrării, Mariana Ujoga, merită acordarea titlului de doctor în drept la specialitatea 552.01 drept constituțional. Dar acum, pentru proces, după ce am ascultat și susținerea tezei de către Mariana, inclusiv cu răspunsul la întrebări, eu cred că e bine ca această teză să fie recomandată la concursul teza anului 2022. Mulțumesc, domnul profesor. Cu plăcere. Vă mulțumim. Aveți ceva de... Referitor la sugestiile recomandate de domnul profesor, siguranță că în cercetările ulterioare noi le vom lua în considerație și vom dezvolta aceste aspecte care au fost slab dezvoltate sau nu duse până la cap. Nu erau actuale la nume. Problema, dacă permiteți eu să vă continui gândul, doamna Mariana. Problema că deja sperăm că după ziua de astăzi, mâine vor să semnați articolele de publicare doctor în drept cu o Joga Maria. Cu doctorant, dar cu doctor în drept. Da. Vă mulțumim. Doamna doctor, vei mă poftim? Domnul. Da, raportul noastră, avizul. Da, mulțumesc. În ce privește semnificații cu aș vrea în primul rând să subliniez actualitatea temei. Poate că dreptul de proprietate nu a fost lăsat în penumbră și putem constata fortificarea, adică constata că articolele din Constituția Republicii Moldova nu se modifică și n-au fost modificate în sensul proprietății. Totuși, după modernizarea codului civil 2019, tema dată deci a devenit foarte actuală și necesită noi cercetări, au fost lărgite reglementările în ce privește dreptul de proprietate, au apărut probleme de aplicare în practică și o cercetare în acest domeniu este chiar binevenită. Totodată subliniez că într-o etapă în care principalele concepte ale dreptului de proprietate sunt deja stabilite, autoarea lucrării totuși a intervenit cu curaj într-un domeniu care la prima vedere intensiv cercetat și a clarificat unele puncte de vedere, a criticat altele, și mai ales a exprimat importante opinii cu privire la consolidarea dreptului de proprietate. La elucidarea problemelor pe care le ridică tema supusă cercetării, deci s-a demarat în mod firesc și inteligent cu clarificarea naturii juridice a dreptului de proprietate, determinarea mecanismului de garantare și totodată de constrângerea dreptului fundamental la proprietate. Merită a fi apreciat efortul și argumentele autoarei lucrării în ceea ce privește analiza temei abordate sub aspect comparat. Succesul în domeniul examinării practice a problemei, determinarea rolului organismelor internaționale în garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate din către sistemul jurisdicțional al Republicii Moldova, al autorității publice. În acest context, sunt puse în discuții diverse cazuri de încălcare a dreptului fundamental la proprietate prin prisma practicii CEDO cu expunerea poziției proprii asupra hotărârilor globale. Astfel, considerăm că prezentă lucrare, deci abordată din perspectiva dezvoltării mecanismelor de apărare a dreptului de proprietate, va aduce un aport real la dezvoltarea continuă a teoriei dreptului constituțional în domeniul proprietății.
inovație și originalitatea științifică. Deși problemele citind de dreptul de proprietate în speță realizarea acestuia nu au fost lăsate pe umbră de către cercetătorii autohtoni, pentru prima dată este propusă o cercetare multiaspectuală cu conținut consistent asupra naturii juridice a dreptului fundamental la proprietate, din punct de vedere al realizării, respectării, garantării prin prisma analizei persistente a practicii jurisdicționale, cu formularea propunerilor concrete de îmbunătățirea cadrului legislativ, eficientizării mecanismelor de garantare a realizării dreptului fundamental la proprietate. Totodată, autoarea, vis-a-vis de opiniile, conceptele doctrinale, își expune unele cazuri, punctele de vedere proprii, abordează probleme, propune noi definiții, soluții cu efect benefic în plan teoretic-practic. În ceea ce privește valoarea practică a cercetării, indiscutată, lucrarea deci prezintă un succes din punct de vedere practic, servind drept suport în vederea armonizării legislației cu standardele europene în domeniul dreptului de proprietate. La fel, credem, lucrarea va influența benefic asupra ridicării responsabilității autorităților publice din Republica Moldova în vederea garantării realizării dreptului fundamental la proprietate. În ceea ce privește calitatea metodologică a cercetării. Scopul și obiectivele sunt concret, e bine determinate, realizarea acestora propunând o lucrare importantă în aspect științific, doctrinar și practic. În vederea realizării obiectivelor propuse, autoarea a îmbunătățit, reușit metodele generale, sistemică, logică, istorică, deductivă, comparativă, cu metodele tehnice speciale, cum ar fi sociologice, statistice, psihologice, juridice. Conținutul lucrării, în totalitatea sa, are o structură reușită, care dezvăluie coerent, multiaspectual, problemele citind de garantare dreptului fundamental la proprietate. Conceptul și calitatea textului. Lucrarea are o structură logică, dezvoltă coerent problemele citind de garantarea dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice în Republica Moldova, sub aspect doctrinar, legislativ și practic, corespunde cerințelor înaintate față de asemenea lucrări de cercetare. Textul este reușit sistematizat, autoarea folosește un limbaj științific, juridic, adecvat. Asigurarea bibliografică a lucrării. În cadrul elaborării tezei, autoarea a folosit un număr considerabil de surse bibliografice, care este 591 la număr, inclusiv monografii, teze de doctor, acte normative, articole științifice, în culegeri naționale și internaționale, cazuri jurisdicționale practice, referințele sunt efectuate conform cerințelor înaintate pentru asemenea lucrări. Concluziile și recomandările autoarei tezei sunt relevante, constructive, concrete, bazate pe analiza opiniilor doctrinarilor autohtoni și străini, a actelor normative, practica jurisdicțională. În ansamblu său, concluziile și recomandările reflectă succesul autoarei în atingerea scopului și obiectivelor trasate, în speță, la determinarea naturii juridice a dreptului fundamental la proprietate, vis-a-vis de limitele exercitării, constrângerii, eficienței sistemului autorităților publice, în vederea aplicării mecanismelor de apărare a dreptului fundamental la proprietate. Propunerile în vederea îmbunătățirii activității sistemului autorităților publice, în speță legislativ, executiv, jurisdicțional, în ceea ce privește garantarea dreptului fundamental la proprietate, sunt materializate în proiect de lege ferendă pe care le considerăm oportuni și binevenite. Corespunderea conținutului tezei cu tema abordată. Conținutul tezei reflectă pe deplin tema abordată spre cercetare. Publicațiile autoarei sunt prezente în textul lucrării și corespund temei cercetării. Autoreferatul reflectă în mod plenar conținutul tezei, corespunde cerințelor de formă și conținut înaintate pentru astfel de lucrări.
Exprimându-ne un sentiment de satisfacție pentru realizarea autoarei, ținem să subliniem concomitent unele idei asupra cărora se cere o concretizare în viziunea noastră. Cum ar fi importanța garantării de către stat a dreptului de proprietate prin publicitatea drepturilor, actelor și faptelor juridice, rolul acțiunilor în instanță de judecată în efectuarea înregistrării, rectificării în registrele de publicitate inclusiv a bunurilor imobile, la fel la expunerea cerințelor față de bun ca obiect al proprietății. Este necesar să nu spun de faptul că nu e un obiect al de exemplu, articolul 1177, la fel, după părerea noastră, la compartimentul formele particulare ale restrângerii, exercitării dreptului la proprietate, este binevenită examinarea și altor cazuri de cădere forțată a dreptului, prevăzute la articolul 536 Concediu. De exemplu, înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate și altele care sunt inserate în acest articol, deoarece, cum a subliniat autoarea, este vorba de proprietatea privată și consider că trebuie prevederile principale și sunt de proprietate, de restricții, necesită a fi luate, preluate cele din publicie. Totodată este binevenit determinarea rolului agentului constatator în vederea apărării dreptului de proprietate, a îmbunătății conținutul intenției. Eu nu zic că e descris detaliat, dar oricum de evidențiat rolul acestei. Este binevenită și fortificarea analizii doctrinare cu expunerea poziției proprii în ceea ce privește mecanismul de apărare propriu zise a dreptului fundamental la proprietate. Mai mult în ceea ce privește dezbaterile în partea teoretică, examinarea doctrinii, legislației se referă însă și la dreptul de proprietate și nu la, sunt puține trimiteri la analizele doctrinarilor în ceea ce privește anume constrângerea, limitarea, idei de îmbunătățire a mecanismului, formele, metodele de apărare a dreptului de proprietate și așa mai departe. Prezentele obiecții nici într-un mod nu lizează conținutul lucrării, însă pot îmbunătăți în continuare cercetarea respectivă. Atât și deci teza de doctor ca deja ca concluzie, teza de doctor, garantarea realizării drepturilor fundamentale la proprietate de către autoritățile publice în Republica Moldova, este elaborată în conformitate cu cerințele față de asemenea lucrări de cercetare, corespunde exigențelor privind forma și conținutul stabilite, deci pentru lucrările științifice, și având în vedere cele expuse supra, inclusiv actualitatea, corectitudinea și calitatea materialului expus, valoarea teoretică și practica lucrării, doamna Ujoca Măreană merită, în viziunea mea, pe timp, conferirea titlului de doctor în drept. Vă mulțumim! Doamna doctor, conferința, poftim. Mulțumesc, doamna doctor, pentru avizul pozitiv. Într-adevăr, am să țin cont în următoarele cercetări, cum am indicat și la finalul lucrării ca direcții ulterioare de cercetare, rolul procuraturii, rolul executorului judecătoresc în garantarea dreptului la proprietate. Bine ați remarcat că ar fi de studiat și rolul agentului constatator în garantarea dreptului la proprietate. La fel și ceea ce ține de garanțiile proprietății imobiliare cu privire la publicitate. De fapt, dreptul la proprietate este o temă atât de largă că aș fi vrut atât de mult să cuprind în această teză, dar, mă rog, limita volumului care este prestabilit, m-am străduit, mă rog, să comasez cât de cât ceea ce aș fi vrut să cercetez, dar mi-asum
ca pe viitor să explorez mai departe acest domeniu de cercetare și să mă aprofundez în aceste aspecte, inclusiv și în ceea ce ține de mai multe viziuni doctrinare cu privire la constrângerea dreptului sau diferite delimitări conceptuale dintre aceste termeni cu care operează doctrina constituțională, limitare, restrângere, limite, fiindcă, mă rog, în limita volumului tezii am încercat cumva, dar nu am reușit pe deplin să detaliez aceste aspecte. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi! Stimate doamne și domni, membri ai Consiliului Științific Specializat, trecem la următoarea etapă și anume discuții asupra valoarei științifice a tezei, noutatea, aplicabilitatea și sub aspect științific și practic și normativ. De aceea optim membrii Consiliului Științific Specializat. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, pe toie. Dar păi eu cu bătaș am vrut să încep ca să nu te obosesc. Noi știm, domnul profesor, da, cu mare drag oferim cuvântul domnului doctor profesor Constantin Gheorghe. Poftim. Îmi pare rău că nu mă vedeți. Și nouă ne pare rău, da? Dar cu cumva ne-o lămuri. Vreau să vă raportez că eu am întinerit. Ești mai frumos astăzi. De asta nu vreți să vă arătați, de asta nu vreți să vă arătați, să nu fii consecinți care mă. Nu se vede, zic, nu vă văd și așa că nu puteți. De data de 22 martie, asta e marți, institutul nostru trece la lucru obișnuit, adică s-a terminat cu online-ul. Așa că vă invit la mine în birou numărul 1, Ștefan cel Mare, Burban Ștefan cel Mare 1, birou numărul 1, Academia de Știință. Da. Asta-i spune și Zinaida Petrovna. Da, nu poate învinge, sau? Internet, domn președinte. Da, poftim, domnul, oferim cuvântul pentru a-și expune opiniile domnului doctor profesor Gheorghe Costache. Da, poftim. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimate domnule președinte, stimați colegi, domnule academician, în rezultatul studierii cu atenție și mare interes a tezei de doctor în drept elaborate și prezentată astăzi de către doctoranda Joga Mariana, pot menționa următoarele. Lucrarea elaborată sub conducerea științifică a domnului academician Ion Buceac, doctor habilitat în drept profesor universitar, abordează o problemă foarte actuală. Despre aceasta s-a vorbit azi în toate cuvântările și din toți cei care au participat astăzi la discuții, la cercetare. Această lucrare este actuală atât pentru doctrina juridică, cât și pentru practica din societatea noastră. În general, importanța problemei, garantării realizării dreptului la proprietate de către autoritățile statului, este una crucială pentru un stat de drept. Vreau să menționez din stat că și să spun că se poate spune că doamna Ojoca s-a proiectat împreună, desigur, cu conducătorul științific, cu o cercetare destul de îndrăzneață și complexă. Vorbim despre structura tezei, este de subliniat că aceasta este sistematizată logic și coerent. Autoarea a trasat câteva obiective interesante pentru cercetarea sa și a reușit cu succes să le atingă. În rezultatul analizei detaliate a celor mai importante aspecte ale problemei cercetate, doamna Mariana a formulat concluzii interesante și importante atât în fiecare capitol al lucrării, cât și în compartamentul final al acesteia, unde găsim totodată și bune propuneri de lege ferentă. În
ceea ce privește limbajul folosit de către autoare, aceasta este unul simplu, clar și pe interesul tuturor. Datorită acestui fapt, lucrarea, după cum ați constatat, probabil și dumneavoastră, se citește foarte ușor. Totodată, este de menționat că la elaborarea tezei de doctor, de doctorat, autoarea a depus o muncă enormă. Despre aceasta ne vorbește nu numai volumul acesteia, în total 233 de pagini, dintre care 180 text științific, dar și lista bibliografiei formată de 591 de surse științifice, normative și de altă natură semnate de cercetători și specialiști atât din țara noastră cât și de peste hotare. În general, merită toată aprecierea responsabilitatea cu care a muncit doamna Jogă Marian în procesul cercetării și elaborării tezei de doctorat. Mai mult se poate constata că și în procesul apărării, susținerii, lucrării dumneiei a fost foarte receptivă la sugestiile și recomandările experților, după cum ne-a raportat și domnul secretar, încet și din raportul domnului sale. Ca urmare, la etapa susținerii finale, autoarea a prezentat o lucrare finalizată, elaborată în corespundere cu cerințele și rigorile din materie. În special, vom sublinia întrunirea următoarelor cerințe importante. Aceasta sunt argumentarea noutății și originalității lucrării, descrierea suficientă a suportului metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor obținute, redactarea corectă a tezei și conținutului tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale. Vorbind de la cele enunțate, ținem să recomandăm autorii, asta e o propunere mea, că toți văd că au făcut unele obiecții, unele propuneri și eu vin tot cu o propunere și recomand autorii împreună cu conducătorul științific și asta rog să fie scris punctul ăsta și în hotărârea de astăzi, să recomandăm acelor care sunt stare să susțin financiar lucruri pe care vreau mai departe să-l spun, să editez o lucrare, o monografie, spune, o lucrare sub formă de monografie, pentru ca astfel să facă accesibil conținutul valoros al acesteia publicului larg și tuturor celor interesați de apărarea dreptului de proprietate, inclusiv în raporturile cu autoritățile statului. În fine, datorită faptului că autoarea a reușit să realizeze obiectivele cercetare stabilite și s-a confirmat cerințelor stabilite de ANACEC, considerăm că lucrarea merită toată aprecierea. Și eu vin cu propunerea ca aceste lucrări să-i fie dat calificativul foarte bine. Semnând, asta aici eu am în vedere și o teză foarte bună pe care noi am citit-o și astăzi am ascultat pe raportul doamnei Ajot, dar și munca care a depus-o ei pe parcursul acestor ani și a adus un venit statului, adică împreună cu soțul au parvenit la numărul cetățenilor din Republica Moldova, ținând cont de ceea ce am auzit, că dumneavoastră s-a muncit, s-a trăit și a mai venit și cu doi copilași tot în acest perioad. O dată și teza și doi copilași. Asta pentru asta trebuie aparte. Cum a spus domnul președinte, aparte trebuie să devenit cu niște propuneri. Ținând cont de cele menționate, susțin propunerea de a conferi doamnei Ajot Măreane încet titlul științific de doctor în drept, îi dorim puișorilor cei micuți mult sănătate.
parte și ei frumoase rezultate pe terenul științei. Dumnezeu să vă păzească și să vă ajute, doamna Mariana, împreună cu toată familia și cu cei care vă dragi. La revedere și eu am prezentat și un analiz. Avizul, ceea ce am povestit amora, pentru mai mult, am prezentat un aviz care probabil că este în dosarul dumneavoastră. Este, domn profesor, este. Vă mulțumesc, îmi pare rău că nu mă vedeți. Dar îți bucuros că mă auziți. Da. Și îmi pare bine că eu vă văd toți pe voi și vă spun că ați vrept toată viața și mulți ani înainte să vă văd așa frumușei și așa să zâmbiți cu zâmbetul pe față cum sunteți astăzi, mai ales doamna Ala. Dar brava ești. Priorități. Și să vă păzați că Dumnezeu de toate nevoiați care că mai zbor de fața pământului. Poate a dat Dumnezeu și până la sfârșitul vierii colon scăpat de dânsa. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc sănătate la toți. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezentarea destul de succintă, dar profundă. Optim. Mulțumesc, domn profesor, pentru un aviz pozitiv. Vom, împreună cu domnul academician, vom discuta despre eventuala monografie cu care ni s-a recomandat și vom veni cu unele, cred că, îmbunătățiri care au mai fost completările și sugestiile care au fost enunțate astăzi, cred că le vom aplica la monografie în eventuala editării unei asemenea lucrări. Împreună cu domnul academician vom discuta. Vă mulțumesc mult, domnul profesor. Da, vă mulțumim și dumneavoastră. Optim cine dorește să se pronunțe. Da, optim doamna Svetlana Slusarenko, doctor conferențiar, directorul școlii științifice Facultății de Drept. Da. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, țin să menționez special prestația academic și impecabilă a pretendentei la titlul doctoră, doamna Eujuca Mariana, care deci, se datorează în primul rând pregătirii profunde a dumnei și cunoștințelor profunde în domeniu, precum și se datorează acestei realizări și conducătorului științific care a ghidat-o parcursul studiului asupra acestei teze. Cu referire la tema abordată, deci vreau să menționez că, într-adevăr, este una actuală și care va contribui la sporirea eficacității mecanismului de apărare a dreptului la proprietate, fiind identificat foarte și foarte minuțios, deci acele autorități care sunt implicate în apărarea și protecția dreptului la proprietate. Deci este temă, într-adevăr, inovativă în acest, sau lucrare inovativă în acest domeniu, având în vedere faptul că celelalte lucrări care au fost elaborate pe parcursul deci anilor nu s-au referit atât de punctat și atât de concentrat asupra acestor autorități. Dumnezeu a depășit cadrul celor abordări care au fost făcute până în prezent, venind cu niște aspecte foarte detaliate asupra acestor autorități. În special este vorba de autoritatea legislativă, executivă, de instanțele judecătorești. Și cum a menționat și colega sau colegii noștri care au sau alte vorbitorii noștri, deci un moment care l-am sesizat și eu, deci este vorba despre acei sau portul, rolul executorului judecătorii, dar ce o hotărâre se consideră deci definitivă și realizată împlinind doar atunci și justiciarul are o satisfacție efectivă din această hotărâre doar în momentul în care ea este executată. Avem nenumerate exemple când deci o hotărâre o avem, este revocată, este, dar nu este executată. Un alt aspect care iarăși țin să-l menționez este sau vizează executarea hotărârilor pe teritoriul Transnistriei. Este un subiect mai sensibil care, deci, în cazul dat, acele situații când persoana este deposedată sau în baza unor împrumuturi este deci, privată de dreptul proprietate asupra unor sume mijloace bănești. În acest caz, aceste mijloace, practic, nu pot fi returnate, având în vedere faptul că deci, nu este posibil, de fapt, de realizat aceste hotărâri pe teritoriul Transnistriei. Cu privire la deci, abordările care au fost efectuate de către doamna Ojoga, țin să subliniez că
deci pretendenta la acestui doctor a efectuat o cercetare multiaspectuală cu privire la apariție, definirea și evoluția deci dreptului de proprietate atât sub aspect național cât și sub aspect internațional. Totodată este o lucrare care a făcut o analiză foarte minuțioasă deci în, asupra deci, jurisprudenței Curții Constituționale din Republica Moldova în materie de proprietate. Iarăși, țin să menționez că asemenea cercetări foarte, foarte punctuale nu au fost făcute până în prezent. Vreau să menționez de asemenea originalitatea conceptualizării structurii cercetării, deci este una logică și foarte coerentă. Foarte bine au fost concretizate scopurile și sarcinile lucrării, noutatea științifică este, urmează a fi subliniată și de asemenea au fost înaintați sau propuse soluții oportune privind deci, semnificația și valoarea aplicativă a lucrării. De asemenea, am constatat că pe parcursul efectuării cercetării asupra temei propuse, deci pretendenta la titlul de doctor a utilizat sau a aplicat diverse metode, în special este vorba de metoda analitico-sintetică, care i-a permis doctorandei la finele fiecărui capitol să vină cu careva recomandări și cu concluzii foarte și foarte solide. De asemenea, vreau să menționez faptul că deci, autoarea lucrării a făcut referire la garanțiile de exercitare a dreptului de proprietate, subliniind că eficacitatea sistemului de garanții depinde de nivelul dezvoltării democrației și culturii juridice, de starea economiei, de existența unor organe independente ale puterii de stat, care exercită și înfăptuiesc sau contribuie la realizarea și apărarea drepturilor omului și care deci realizează controlul asupra îndeplinirii normelor ce stabilesc drepturile sau reglementează drepturile și partea omului. Relevanța științifică a rezultatelor obținute constau în analiza activității unor autorități publice, care au un rol mai accentuat în garantarea drepturilor și dreptul la proprietate. De asemenea, țin să menționez aici și deci, interesul foarte sporit al autoarei de a identifica acele soluții pentru a reduce numărul de cazuri care de violare dreptului la proprietate, de consolidare mecanismului de garantare a dreptului la proprietate. Deci, dumneavoastră a făcut așa o delimitare foarte punctuală cu privire la deci, reglementarea dreptului de proprietate sub aspect, deci, prin prisma dreptului civil și prin prisma dreptului constituțional. Deci este apreciat acest moment de către referent. La fel, țin să menționez că deci, doctoranda a expus în lucrare deci, ideile foarte și foarte clar, respectiv dumneavoastră sau lucrarea se caracterizează printr-o corectitudine stilistică și gramaticală a textului. Într-adevăr, am știut că atâta plăcere textul lucrării este de apreciat lucrul ăsta. Luând în considerație cele expuse, concluzionăm că doctoranda a creat o lucrare științifică care este sau reprezintă un studiu integru, dispune de actualitate, noutate și originalitate științifică, întrunește rigorile stabilite de ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și pledez pentru acordarea titlului științific doctor în drept, deci doamnei Ojoga Mariană. Vă mulțumim, doamna doctor conferențiar, poftim. Mulțumesc, doamnă doctor, pentru asemenea aviz. Apreciez sugestia dumneavoastră cu executarea hotărârilor și anume în regiunea Transnistria. Această temă cu regiunea Transnistria mi-a trezit interes încă de când am început să sondez tema de cercetare pentru teza de doctorat și atunci era în vigoare problema terenurilor agricole din Transnistria. Ulterior, eu foarte mult m-am axat pe această temă și studiam toate rapoartele Promolex cu privire la situația acestor terenuri, numai că deja din 2018 această problemă s-a epuizat. Totuși, eu m-am străduit în lucrare problema Transnistriei să o reflect anume cu obligațiile statului Republicii Moldova și Rusiei pe față de anumite încălcări ale dreptului la proprietate în ceea ce ține de confiscarea unor bunuri pe teritoriul acestei regiuni și, într-adevăr, această temă este una sensibilă și chiar prezintă interes. Mă rog,
Nu am avut curajul să o dezvolt mai mult, fiindcă e trezește multe polemici și multe dezbateri, și, dar în cercetările ulterioare voi încerca cumva să ating mai aprofundat această temă, nu numai prin prisma CEDO, care a constatat vinovăția Rusiei sau nevinovăția Moldovei în aceste cazuri de încălcare a dreptului la proprietate, dar și prin prisma altor date. Înainte erau rapoartele Promolex, ofereau foarte date verifice despre... Dar... Mulțumesc, doamne. Vă mulțumim, optim. Doamna doctor conferențiar Rodica Nichita. Da, mulți stimați membri ai comisiei, cu stimat Ujoca Mariana, în compania domnului profesor academician, conducător științific, domnul Buceac, ați realizat o cercetare de un rang înalt, pentru asta vă felicit, și simbioza creată în procesul studierii temei date a și determinat o susținere de un alt grad astăzi, și vreau să vă zic că pe tot parcursul prezentării dumneavoastră am fost marcată de calitate, de atitudine, de încredere și de profesionalismul în care dumneavoastră, datorită cercetării pe care ați realizat-o, anume prin analiza jurisprudenței Curții Constituționale, a unui vast de publicații științifice de specialitate, în ultimul rând practica judiciară din Republica Moldova, rapoartele avocatului poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului, inclusiv jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, doar a oferit plus valoare vis-a-vis de conținutul cercetării date. Și bineînțeles că această cercetare se încadrează conform cerințelor înaintate de către ANACEP. Bineînțeles că dumneavoastră în conținutul lucrării date ați analizat elemente inovative și aici aș putea să accentuez anume abordările teoretice și practice referitoare la condițiile restrângerii dreptului fundamental la proprietate, unde de asemenea ați identificat sfera de autonomie a autorităților publice din Republica Moldova, chiar dacă prezentul cod administrativ oferă acel drept discreționar al autorităților publice, dumneavoastră ați reușit atât din punct de vedere teoretic cât și practic să accentuați continuitatea sau uniformizarea anumitor aspecte colaborate cu prevederile normei constituționale, inclusiv vorbim de aplicarea unor măsuri prin prisma condițiilor stabilite de articolul 54 din Constituția Republicii Moldova. Nu în ultimul rând ați identificat acele lacunele legislative ce ține de dreptul de proprietate prin invocarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și cazuistica invocată de domniile voastre pe un corpore cu un conducător științific. Bineînțeles, aici aș putea să accentuez vis-a-vis de formularea unor propuneri de lege referendă în vederea consolidării mecanismului de garantare a dreptului de proprietate, pentru că responsabilizarea persoanelor care au statut de funcționari publici, cei care au statut de demnitari publici, în garantarea acestui drept fundamental prevăzut de norma constituțională și de către norma europeană, vorbind de convenție, permite de a asigura acea plus valoare a cercetării dumneavoastră. De asemenea, vreau să fixez rolul pe care dumneavoastră l-ați realizat prin invocarea unui număr vast de surse valorificate și, nu în ultimul rând, anexele. Iar aceste anexe luate ca un tot întreg doar aduce plus valoare lucrării. De asemenea, vă recomand, este o
bineînțeles, subiectivă această propunere vis-a-vis de dezvoltarea în cercetările ulterioare a ilicitului contravențional și, bineînțeles, că ceea ce ține de această măsură de constrângere, inclusiv valoarea, și tot ceea ce atrage după sine garanțiile oferite, colaborate atât cu norma contravențională, cât și cu norma constituțională. De asemenea, aș putea să accentuez importanța pe care dumneavoastră ați realizat-o, anume prin aspectul practic, și acesta este invocat anume prin studiul interdisciplinar, ceea ce ține de dreptul civil și dreptul constituțional ca instituție și ca drept fundamental. Bineînțeles că aceasta este determinată de garanțiile care sunt oferite de către norma constituțională și datorită jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, care a și determinat, din câte observați dumneavoastră, pe 10 martie 2022, să completeze și încă o dată să accentueze importanța pe care o are proprietatea, dreptul de proprietate în societatea Republicii Moldova, statul de drept, Republica Moldova, unde onoarea, demnitatea și aceste drepturi sunt garantate conform alineatului 3, articolul 1 din Constituție, prin care Republica Moldova, ca stat de drept, și-a asumat această responsabilitate. Bineînțeles, în urma celor menționate, vreau doar să vă aduc felicitări atât conducătorului științific cât și dumneavoastră și să susțin că lucrarea de doctorat s-a publicat sub formă de monografie. Bineînțeles, citez domnului profesor, domnul Costache, probabil cunoașteți deja finanțarea de unde adresa, cred că nu e o problemă, din câte am înțeles, familia este incorpore, dar să nu uiți că în ADN-ul celor mici deja toată informația este prezentă, așa că nu vă rămâne decât să țineți pasul cu discipulii dumneavoastră, fetițele, da, de acasă, așa am înțeles. Și datorită că dumneavoastră ați reușit să realizați obiective fixate în conținutul cercetării date, merită toată aprecierea, toată stima și felicitări pentru rezultatele obținute și pentru perseverența de care ați dat dovadă și calitatea dumneavoastră de a prezenta, de a ne oferi o informație atât de multidimensional abordată, anume cazuistică, a fost apogeul cel din punctul meu de vedere. Felicitări! De asemenea, rog și recomand, dacă e posibil, pentru a fi înaintată pentru concursul lor pentru 2022, pentru cea mai bună teză. Susțineți propunerea domnului profesor? Întocmai. Da. 101 profesor, domnul da. Președinte. Da. Bun, vă mulțumim. Poftim, doamna. Mulțumesc, doamnă doctor, pentru această propunere. Parcă nu mă simt demnă de atâtea laude care au fost astăzi enunțate. Mă străduiesc și mi-asum o responsabilitate în plus aceste laude și, ținând cont de aceasta, mă voi strădui să fiu pe măsura așteptărilor dumneavoastră, toți care au fost astăzi prezenți. Da, vă mulțumim. Poftim, domnul doctor. Mulțumesc, onorată ședință. Eu am să încerc să fiu puțin mai succint, dar sunt foarte mult. Adică s-a vorbit despre actualitatea, noutatea științifică și importanța acestui studiu, de ce eu mă raliez colegilor mei din cadrul Consiliului Științific Specializat și sunt de acord cu referenții oficiali. Ce aș putea să menționez că este o temă de cercetare actuală care anume este necesară pentru Republica Moldova. Și sperăm că acest studiu sau această cercetare va putea influența chiar și unele decizii ale autorităților publice din Republica Moldova, care au și sarcina respectivă ca să asigure realizarea unor drepturi, inclusiv și acest drept. De asemenea, vreau să menționez că teza, adică are o structură echilibrată în care autorul reușește să atingă scopul și obiectivele stabilite. De asemenea, vreau să menționez că autorul a analizat o bază empirică destul de voluminoasă,
adică de circa 500 de surse bibliografice și ca rezultat a prezentat concluzii și recomandări destul de reușite. Dar aici, la acest capitol, ar vrea să mă refer la un aspect, anume ce ține de examinarea în cadrul tezei, anume subiectul ce ține de responsabilizarea autorităților publice pentru nerespectarea sau pentru neasigurarea, mai corect spus, realizării dreptului fundamental de proprietate, adică chiar și propunerea ce ține de responsabilizarea sau deputaților prin introducerea răspunderii personale pentru adoptarea unor decizii. Trebuie să luăm în considerație că atât Parlamentul cât Guvernul sunt au niște autorități colegiale. Deciziile se iau prin consens. Și al doilea aspect ține de deputatul, dar de fapt chiar și garanția constituțională din articolul 71, care prevede că el nu este responsabil, adică nu poate răspunde pentru opinii și pentru legile adoptate. Și în acest sens vreau să vă atrag atenție, adică cu titlul de informare, că deja, dacă nu mă înșel, a treia sau a patra inițiativă legislativă a fost de modificare articolului 70 din Constituția Republicii Moldova, ce ține anume de imunitatea deputaților. Adică, vă spun așa, atunci aceste mecanisme ele sunt bune, dar, adică propunerile sunt bune, dar atunci mecanismele respective ar trebui privite și în complex cu modificările respective, fiindcă mai este un aspect, se vorbește foarte mult circa din care un proiect este din 2011, ce ține de răspunderea ministerială. Iarăși, este un domeniu foarte discutabil. Dar când vorbim despre răspunderea ministerială, se încearcă să pună accent mai mult pe răspunderea penală pentru niște fapte. Adică aici este problema anume ce ține de autoritățile colegiale, dat fiind faptul că deciziile se iau și prin consens. Atunci, atragerea la răspundere este destul de complicată. Adică, în sensul acesta și respectiv, deja concluziile ele sunt, dar aplicabilitatea lor. Adică, eu mă refer acum la aplicabilitatea acestor propuneri. De asemenea, aș vrea să menționez că autorul reușește să-și argumenteze totuși propunerile sale și ca încă un aspect la care vreau să mă refer este ceea că deja având calitatea și de secretar științific în cadrul seminarului științific de profil și acum având calitatea de secretar a Consiliului științific de profil, vreau să menționez o evoluție calitativă a lucrării, dat fiind faptul că o dinamică pozitivă, chiar și asta a confirmat că obiecțiile care au fost făcute atât la primară, dar în cadrul seminarului și în cadrul în acest ele au fost luate în considerare și acest fapt i-a permis ca unele întrebări chiar care au fost puse în cadrul seminarului științific de profil, practic ei acum analizând tema, adică teza, adică ele practic au fost, da, redacția, ei au fost, să spunem, excluse aceste, hai să spunem, neconcordanță sau teme de apariția unor întrebări, hai să spunem așa. Deci e ca menționez anume că teza, după formă și conținut, corespunde exigențelor înaintate față de tezele de doctor, conține o investigație științifică multiaspectuală, este o lucrare originală, autentică, cu o noutate științifică incontestabilă și autorul merită conferirea titlului de științific de doctor în drept. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, poftim ce aveți dumneavoastră de îmi cer scuze. Mulțumesc, domn doctor, pentru sugestiile ce ține de răspunderea deputatului. O să le iau în calcul și o să studiez mai multiaspectual această întrebare, fiindcă chiar nu am putut să, la momentul elaborării tezei, să mă implic în atât de multiaspectual în ce ține de răspunderea Parlamentului și respectiv și răspunderea ministerială. Vă mulțumesc pentru asta. Asta este în propunere, mai referit la recomandări. Da. Dacă este recomandare, prezumarea trebuie să fie bădată. Mai dorește cineva să se pronunțe? Domn președinte, două cuvinte, ba. Dar de acum te-a ales spus două. Două cuvinte foarte interesante. Poftim! Da, eu insist,
Eu insist la propunerea mea ca în hotărâre de... Domnul profesor, pe urmă noi să avem ședință. Dumneavoastră v-ați propus, dar în ședință, când o să rămânem în deliberare, o să ținem cont de propunerea dumneavoastră. Noi ne-am uitat. A doua parte a propunerii este o adresare către Curtea Supremă de Justiție, ca ea să găsească rolul ei în calitate de sponsor la editarea acestei lucrări. Foarte scump la tipografie. Și acum Matale vorbește cu tipografia. Matale, Curtea Supremă de Justiție nu are nicio treabă. Vă implicăm încă și pe cine? Pe... Nu mai Și bogați oamenii, și mai bogați. Nu, asta trebuie să te stabilească instanța. Bun, mulțumim, domnul profesor. Cei mai sărmani. Asta ar fi un bunătate făcut pentru doamna Mariană, o mulțumire pentru... Vă înțelegem și le hamde de așa bunătate. Bun, mulțumim, domnul profesor. Așa. Acum, dacă nu mai sunt ca alți participanți, fie prezența aici, fie online, îmi îngăduit și mie câteva cuvinte în raport cu teza prezentată astăzi în cadrul Consiliului Științific Specializat de către doamna Ojogă Mariana pentru a obține titlul de doctor în drept la specialitatea drept constituțional. Aspectele de... Eu cineva să întreb eu un conspect. Așa? Da. Cum vă spus așa, la deputat Blu Bencic, vă vedeți să bea cărășoită în zăbăba și familie. Da? Deci, ce ține doar de domeniul noutatea, importanța, semnificația sub aspectele științific, normativ și aplicativ practic. Toți care au avut rapoarte, au vizie, s-au pronunțat, inclusiv și pe parcursul când au fost adresate întrebările după raportul prezentat de către doamna Ojogă Mariană. Eu am și avizul, dar o excedi mai larg ceea ce dumneavoastră și aveți un capitol istoricul și metoda istorică. Să nu uităm că omul în stare de natură nu a avut organe autoadministrării locale. El avea proprietatea ce dobândea. Adică acest drept este născut la capitolul ce ține de natura juridică. A fost după aceea sclavajismul. Când o bună parte din locuitorii terii erau ei singuri proprietatea cuiva. Pe urmă a intervenit feudalismul ca societate social-economică, etapă, tot care a durat destul de mult. Da, avea țăranul ceală, o bojdeu, că limitat. Și pe urmă a intervenit epoca capitalismului, da, liberalismul sălbatic. Și de ce v-am spus cu domnul academician Acuș o să facă observația la urmă, în calitate de concluzie. Știința, că ea poate fi utilizată ca la Nicola Michaeli, cu personalizarea instituției statului, ceea ce are loc în Republica Moldova, e trebuie să fie depersonalizat. Și lucrarea lui Engels, originea familiei, proprietății private și a statului. El n-a dezvoltat-o până la ce unde a mers leninismul. Pentru că a venit epoca sovietică și dumneavoastră o dați în comparație cu ce eram noi aici în timpul Uniunii Sovietice sau cei din stânga Nisului și în România, când eram noi în cadrul României, da, era proprietatea privată. Proprietatea privată a fost în genere interzisă. Era doar proprietatea individuală. Și după aceea, cu războiul al doilea mondial, s-a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, la baza căreia au stat cercetări fundamentale
și Jean-Jacques Rousseau despre inegalitatea între oameni. El mai multe aspecte are, dar sugestiv pentru lucrarea dumneavoastră, puteți ca moto acolo undeva să aplicați. Că nimeni nu trebuie să fie într-atâta de sărac ca să cadă în robie cuiva. Și nimeni atât de bogat ca să poate subjuga. Dând definiția la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, domnul doctor profesor Ion Deleanu finalizează ca efectul unui bumerang drepturile omului în societate. Totul pleacă de la om și revine la el, fie în folosul sau în detrimentul lui, terțul non datum. Și iată declarația universală a drepturilor omului. Făcând toată această totalizare și științifică și a practicii mondiale, foarte bine vă recomand articolul 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Iată, tocmai pune punct ceea ce domnul profesor a spus, că acele trei ai, posesi și administrezi, trebuie să revenim. Da, domnule, la proprietatea dumneavoastră, dacă doriți, puteți face lucrurile. Dar uitați ce spune articolul 17, citez. Orice persoană are dreptul, sublinez, la proprietate, atât singur, cât și în asociere cu altă. Aici noi vorbim despre dreptul obiectiv, da? Constituțional. Aici revenim. Aici e problema. Și partea a doua, și nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa, deja trece la obiecte. Deci sunt două ipostaze pe care dumneavoastră le abordați. Ar trebui o delimitare foarte clară. De ce? Pentru că dezvoltând aceste prevederi ale declarației, care unii o consideră nu mai dezvoltăm subiectul, așa-i? Dar o să trecem la hotărârea din 15. Cine spune nouă Convenția Europeană cu privire la dreptul om și libertățile fundamentale? Articolul 17, intitulat Abuzul de drept. Utilizați acest lucru. Și iată, citez. Nici o dispoziție din această convenție nu poate fi interpretată ca implicând pentru un stat, un grup de state sau un individ un drept oarecare de a sfășura o activitate sau de a îndeplini un act. Un act ce urmărește distrugerea drepturilor sau libertăților recunoscute, și dumneavoastră faceți referință la ce? Articolul 1 și la convenție. Așa e? Mai departe. Din prezenta convenție sau de a aduce limitări mai mari, mai ample, mai uitați, acestor drepturi și libertăți decât acele prevăzute de această convenție. Citat încheiat. Iată întrebarea care a fost și eu am așteptat deci. N-a fost o intenție cu această inițiativă de a face abuz în drept? De a modifica articolul 46? Pentru că și doamna Nikita și doamna Susarenko și toți au observat că noi suntem pe terenul dreptului constituțional. Iar spiritul normelor constituționale este voința poporului. El are forță juridică supremă. Reglementările acestui drept fundamental. Articolul 9 prevede că sunt două tipuri de proprietăți, adică obiecte care pot fi o parte în proprietatea privată și alta în proprietatea publică. Iar articolul 46 se referă la dreptul meu la proprietate.
Aici deja este discuția. Ce obiecte poate recunoaște statul în proprietatea mea? Ca să-mi asigur, cine spune articolul 1, aliniatul 3 din Constituție? Stat de drept și democratic. Republica Moldova. Ați văzut. Iată ce presupune statul de drept și democratic. În acest stat, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui și urmează libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme de redare. Dacă omul nu are proprietate, este lipsit de dreptul de a avea proprietate, poate el să se dezvolte liber sub aspect economic. Domnul Sulac a explicat care e deosebire dintre om liber și slobod. Și filosofia lui e simplă. Vaca ocol e slobodă, dar nu e liberă. Este o apreciere, știți, așa, filosofică, curte de apel rural. Deci iată unde e toată problema. Deci acest drept de proprietate ca drept subiectiv, fundamental, esențial, reglementat în norme, trebuie să fie asigurat de către instituțiile statului, Parlamentul, prin adoptarea legilor care să nu facă abuz de drept, Guvernul să adopte hotărâri pentru a pune în aplicare legile, dar să nu se eschiveze, dar ei să o fac de fiecare dată, când le trebuie. Curtea Constituțională se interpreteze Constituția nu în așa cum a fost și în 2019 și acum, dar în spiritul Constituției, acestui drept. Pentru că se face impresia, nu la dumneavoastră, că drepturile omului se lasă așa într-o parte, de aia ca grijă de deputat și de miniștri, așa ne doare pe noi inima, șef statului, cum mai venim să plângem. Aici e personalizarea. Nu contează că e Arsenie primarul municipiului Chișinău sau că e domnul Mocanzon, e vorba, această funcție este înzestrată cu toate atribuțiile ca să asigure proprietatea privată la locuințe, la casele particulare în Chișinău sau nu. Vă spun din start că nu! Nici organele de poliție, eu am trecut prin această perioadă, am ajutat vecinii. Eu vorbesc cu vicecomisarul de Tătășești. Dar păi este urbanismul, Tătășești au urbanism. Este articolul 46 din Constituție, dar ce am putut să? Adică un aspect întreg, anume că oamenii s-au limitat, deci cu stima și respectul, dreptul, domnul profesor a spus dreptul civil a dezvoltat, că se apără acolo de la o oaie, de la o capră și așa mai departe. Problema e mai largă și dumneavoastră ați abordat, până asta închei importanța și semnificația. Valoarea spirituală supremă a dreptului de proprietate recunoscut persoanei. A avut omul libertate politică. Așa. Adică să împli pe stradă să bați doba. Ce i-a spus furnica lui Greieraș? În fabula Greierul și furnică. Ai cântat? Pare bine. Pare bine, nu joacă dacă devine. Pentru asta s-a făcut revoluție. Au fost decapitați regii prin judecată, cu excepția ce a făcut țarismul, adică bolșevismul și continuă cu nu mai arătăm cu deși. La proprietate. De la ce să vedeți vecinii? De la proprietate. Și dacă nu va fi această reglementare sub aspect constituțional, ceea ce dumneavoastră ați reușit, evident că nu puteți să cuprindeți tot. Dar deja vreau să vă spun, în discuțiile de astăzi, deja dumneavoastră ați deschis niște portițe care vor fi sub aspect aplicativ și științific și respectiv. Deci, în calitate de dumneavoastră aveți, ați primit avizul. Cumva,
parcă predomine sau nu predomine, am făcut, asta e opinia mea, poate m-am greșit, e normal să ne greșim, eu nu spun. Uneva acceptați restrângerea exercițiului ca ceva normal. Și aici e problema, ne uităm la articolul 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Poate fi restrâns exercițiul dreptului, dar nu dreptul. Dreptul rămâne. Și acolo când dumneavoastră dați confiscarea și așa mai departe, e discutabil. Iată ce ține de punerea sub sechestru a averii. Da, aici e restrângere. Exercițiul, că eu nu mă pot administra cu bunul meu. El încă e meu, dar e sechestrat. Dar cum dumneavoastră e respectat articolul 54, că e în baza legii. Legea prevede că dacă așa, pentru a asigura acțiune în favoare sau de favoare, punem sechestru. Sunt chestiuni care urmează încă a fi fizică. Și vis-a-vis de propunerea dumneavoastră cu judecătorii curții, să nu ai probleme. De dacă e de la început, nu se faci cum scade pe urmă. Antereul lor vinte. Țineți minte această poveste, da? Au greșit. Au făcut mânișile mai scurte. La antereul lor. Ce se fac? Stai poalele. Tăie poalele lungit, mânișile au rămas poalele scurte. Și tot așa, așa și curtea constituțională la noi. Ar fi sugestiv să discute de mult. Sunt 6 judecători, câte 2 de la fiecare ramură a puterii de stat. Dumneavoastră spuneți de la Consiliul Superior Magistraturii, da? Mare îndoială am eu! Am activat acolo. Poate ar fi o sugestie și vă propun dumneavoastră să discutați respectiv cu domnul academician. Ați făcut un lucru și ați spart gheata în acest domeniu. Pe 6 ani mandatul, dar odată la 3 ani, înnoirea la 3, la mandatul a 3, la fiecare ramă câte unul, atunci păstrăm ce? Echilibru, articolul 6 din Constituție și dumneavoastră care principiu urmăriți aici? Continuitatea și profesionalismul. Atunci acest lucru se va asigura. Asta este. Deci cu toate aceste observații care în viziunea noastră, dacă aduceau plus valoare expresia doamnei Nichita, cu toate că aici deschid parantezele, tax pe valoare adăugată. Asta e tax furată. Taxa pe valoare adăugată e tax furată. Eu aici deschid o răbunătă. Care e prețul la apa asta? Duce 10 lei, da? Dar care e valoarea? Valoarea acestei sticle de apă este timpul socialmente necesar pentru a produce. N-are nimic cu costul. Și dacă eu am cumpărat sticla asta și mi-a părut că fata asta e simpatică, dar nu este atrăgătoare, și eu și fac aici niște bazaconii și o scot pe piață, iată ceea ce am adăugat eu aici, timpul care l-am pierdut. Iacă pe această valoare se pune taxă. Dar o iau de la domnul din colhozul Soroclet Bezurajaia, o pun acolo și taxă pe valoare adăugată și noi plătim și acolo și încoace. Asta e taxă furată. Asta este în afara programului. Deci, dar utilizam, avea în viziunea mea, aceasta deloc nu diminuează valoarea științifică profundă a temei dumneavoastră cu titlul Garantarea. Pentru că dacă articolul 16 din Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului, care a rupt feudalismul în Europa, spune că dacă garantarea drepturilor nu este asigurată, e una să le proclame Constituției, dar trebuie să le asiguri și nu este separarea puterilor, nu are Constituție. Dar noi vorbim despre Constituție.
și anume garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova, întrunește toate exigențele unui studiu științific și se încadrează în specialitatea 552.01 drept constituțional, iar autorul, adică dumneavoastră, domnul Rogan, meritați conferirea titlului de doctor în drept. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul președinte, pentru poftim, aprecierea dumneavoastră și pentru sugestiile dumneavoastră și vom ține în cont, mă rog, chiar și restrângerile acestea de drept la proprietate, eu, mă rog, le-am expus cumva în anexe și nu mi-am expus poziția proprie, pentru că este... Noi am spus cu dumneavoastră. Astea sunt sugestii și dumneavoastră ați deschis deja uși în niște direcții pe care o să valorificați, o să alegeți una sau alta. Pentru că tot ce s-au făcut în cadrul și seminarului, știți, este un suport considerabil dat pe terenul dumneavoastră. Și colaborarea care este destul de fructuoasă în activitatea dumneavoastră de cercetător, în continuare de doctor și cu domnul academician, ea cu siguranță va da rezultate pe care le așteptați dumneavoastră și de la care o să primiți plăcere. Mulțumesc. Da. Da, eu, domn profesor, data asta nu o să am replică la tizmeas, la ce auză, da. Dar totuși vreau să zic că dreptul fundamental la proprietate este unul care nici societatea contemporană nu l-a perceput până la urmă. Nu l-a sesizat, da. Eu vorbeam și despre relația dintre dreptul la proprietate și alte drepturi, inclusiv cele politice. De asta ați vorbit și despre Revoluția franceză, Declarația franceză, Dreptul omului și cetățean 1789. Și francezii atunci au făcut primul pas, au consacrat și egalitatea în drepturi, da. Și au pus fundamentul unor drepturi, altor drepturi fundamentale, pentru care și dreptul la proprietate. Dar vedeți, tot ei, mai târziu, au găsit de cuvință că dreptul la proprietate este unul determinant în realizarea drepturilor politice. Numai decât? În exercitarea suveranității. Au introdus censul de proprietate. Da? Și francezul Lamartine, fiind întrebat de cei care nu aveau proprietate, ce facem, cum participăm noi, le-a zis, îmbogățiți-vă și participați la exercitarea suveranității. Nu întâmplător, în unele lucrări care astăzi sunt scoase sub tipar, sunt idei care cheamă la revenirea la un sistem electoral censitar. Acum vă dezvolt ideea dumneavoastră. Regretatul, Dumnezeu să ierte, domnul profesor Roșanu Alexandru, din președintele Parlamentului, în discuții tot așa, am abordat. Dumnezeu analiza, un analitic așa. Deci, Alexandru, eu acum am înțeles, deși dreptul de vot universal nu a fost deodată proclamat. Pentru că de a exercita suveranitatea înseamnă inclusiv de a distribui, de a participa la veni. El îmblășuie cum îl îmbuză, dar hop și eu, vin și eu. Iar trebuie. Trandașiri și brânduși. Adică, acest ansamblu de drepturi există fundament. Veriga principală. Da. Și nu trebuie să uităm și despre contribuția și sarcina statului. Da, cum? De a asigura nu doar dreptul la proprietate, dar și posibilitatea ca cetățeanul să dobândească proprietatea. Să dobândească, da. Și după ce o dobândit o să fie sigur că îi rămâne. Pentru că noi putem să creăm condiții. Cum scrie eu la noi, expresia asta? Și se ocupă de lui. Așteaptă, omul s-a înșiripat, chide neavă. Da. Tot așa. Da? Chestiune. Bun. Nu mai sunt doritori să se pronunțe, nu? Atunci, următoarea etapă până la deliberare. Aici, conform, iarăși, anexii 17 la regulament. Pomelnic. Da, pomelnic, nu? Dacă asta trebuie să fie... Asta este ordinea de zi, regulamentul, care nu trebuie să-l încălcăm, altminte le-am își pierdut din legitimitate ședința noastră.
Îi oferim cuvântul secretarului științific domnului Victor Mocanu pentru a da citire proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat, după care va fi altă etapă. Poftim, domnul. Consiliul Științific Specializat D552.01-22-68 în cadrul Universității de Stat din Moldova consideră că teza de doctor în drept realizată de doamna Ojoga Mariana cu titlul Garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova prezintă o cercetare științifică profundă și finalizată a problemei abordate, o lucrare științifică valoroasă care întrunește pe deplin exigențele stabilite. Rezultatele obținute au fost expuse în cele 15 publicații științifice și conferințe științifice naționale și internaționale în care au fost discutate tezele și concluziile înaintate spre susținere. Rezumatul conține ideile, concluziile și recomandările de bază ale tezei. Teza corespunde cerințelor înaintate de ANACER. Se propune ca proiectul de hotărâre că Consiliul Științific Specializat D552.01-21-68 a hotărât. Consiliul din cadrul Universității de Stat, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Educației și Cercetare, adică SPREMA, a conferit doamnei Ojoga Mariana titlul științific de doctor în drept la specialitatea 552.01 drept constituțional și a eliberat diploma respectivă. 2. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat nominalizat privind conferirea doamnei Ojoga Mariana titlul științific de doctor în drept la specialitatea 552.01 drept constituțional și a eliberat diploma respectivă. Ulterior, deja va avea loc votarea și membrii Consiliului se vor pronunța și a fost o propunere ca Consiliul Științific Specializat să a recomandat teza cu titlul respectiv la concursul teza anului 2022. Teza de excelență. Da, teza de excelență. Adică ce va fi deja în raportul respectiv, da, va fi perfectat. Adică sunt aceste trei puncte, da. Adică așa, dacă acum vă rugăm să ne lăsați, dacă era aici camera de deliberări, ne retragem, dacă se privește că noi direm. Așa. Stimați membrii Consiliului Științific Specializat, vă propun atenție dumneavoastră procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 552.01-21-58 din cadrul Universității de Stat din Moldova din 18 martie 2022, specialitatea 552.01 drept constituțional, în vederea conferirii gradului științific de doctor în drept doamnei Ojoga Mariana, în baza susținerii publice a tezei de doctor în drept cu titlul Garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova. Au fost prezenți la vot fizic 4 persoane, online 1 persoană, s-a votat pro 5 membri, deci unanim, contra 0. Secretarul științific al Consiliului Științific Specializat doctor în drept, conferențiar universitar Victor Mocanu. Supun votului dumneavoastră confirmarea acestui proces verbal. Cine este pro? Domnul Costache. Domnul profesor? Costache pro. Pro. Deci unanim. Vă mulțumim și doamna Ojog, Mariana, vă felicităm conform regulamentului dumneavoastră din acest moment. Purtați cu actele pline în regulă, titlul de doctor în drept la specialitatea 552.01 drept constituțional. Și vă felicităm și cu aceleași felicitări
călduroase și domnul academician, pentru un nou discipol prin care ați cimentat, ați cristalizat școala națională de Est, care contribuie nu numai la promovarea științei în cadrul nostru, dar și contribuții picătură cu picătură în știința europeană, cel puțin, pentru că deja am citit și am văzut că se fac referință la lucrările noastre în multe ediții a savanților, ceea ce este foarte și foarte îmbucurător. Deci, felicitări la mai mult și la mai mare și al doilea document pe care să-l supunem votului cu calificativul. Adică a fost propunerea anume a recomandat teza cu titlul. Deci avem două încă. Pe parcurs a parvenit parmise cu o singură. Da, a recomandat teza cu calificativul foarte bine. Calificativul foarte bine și a recomandat-o la concurs. La concurs, separat. Foarte bine. Cine este pentru a acorda calificativul la teză foarte bine, vă rog să votați. Domnul Costache? Domnul profesor? Asta cu pro și în aviz tot acest calificativ la mea. Așa, mulțumim. Și a treia, a recomandat Consiliului Patroana Cercului rezultat de a include teza nominalizată în concursul pe anul 2020 la teza de excepție, 2022, de excepție. Cine este pro, vă rog să votați. Domn profesor? Costache, pro. Pro, Costache. Pro. Stimate doamne și domnișoare, încă o dată vă felicităm. Poftim, aveți cuvântul, după care eu deja o să... Vă mulțumesc, domn președinte, vă mulțumesc, membrii ai Consiliului, mă simt nespus de emoționată și cumva am impresia că nu sunt demnă de atâtea laude și atâtea mărire. Să nu spuneți, vă rog, niciodată lucrul ăsta, ceea ce vă afectați imediat, mă iertați că eu intervin. Demnitatea dumneavoastră, niciodată să nu spuneți, vă rog mult, la noi, la moldoveni, că ea nu merge, nu corect. Este plăcut surprins. Oh! Da, este plăcut surprins. De iată așa! Da. Mulțumesc, domn profesor, mă simt și mai mult onorată și totodată la datorită sugestiilor și întrebărilor dumneavoastră, astăzi mi-a trezit interes deja noi direcții de cercetare pe care să le urmez în continuare. Mă bucur enorm că am avut parte... Adică dumneavoastră ați fost în membri ai Consiliului și anumite persoane care cu pregătirea de atâta pregătire științifică foarte valoroasă, de la care pot să iau noi idei de cercetare și pe care mi le asum în viitorul apropiat să le aprofundez și să merg mai departe pe această cale de cercetare. Și mulțumesc încă o dată, domnul academician, pentru răbdare, pentru toți acești ani care nu ați pierdut încrederea în mine, fiindcă erau momente când mă pierdeam, erau momente când, mă rog, a fost o luptă continuă dintre știință și viață personală, dar mă bucur că în final am reușit să... O impulsionare reciprocă. Da, o impulsionare reciprocă care, mă rog, m-a solicitat pe mine mai multe direcții, dar mă bucur că am reușit într-un final să ajungem la această etapă și că am scos-o cu brio, această teză și acest obiectiv pe care mi l-am propus prin această teză de cercetare. Vă mulțumesc încă o dată. Stimate doamne, stimați domni, membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență care ne-a auzit, eu țin să vă mulțumesc din suflet pentru munca pe care ați depus-o dumneavoastră, nu numai astăzi, în calitate de membri de iure, adică nominalizați prin decizia ANACEC-ului, dar și prin faptul că ați contribuit pe parcurs cu tot ce ați avut frumos și cu bune intenții pentru a contribui picătură cu picătură de a avea în palmaresul
cercetărilor științifice din Chișinău, la universitatea noastră, Facultatea de Drept, la Academie de Știință, pentru că suntem în același complex, asemenea lucrări, cu asemenea personalități. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, noi realizări, lumină și dragoste în suflet și în familie, pace și sănătate. Cu aceasta închei ședința destul de frumoasă care a avut loc astăzi.